Salut, ești la știu. În timp ce toată atenția e concentrată pe salvarea planetei de virusul ucigaș, există un pericol în adâncuri care nu iartă și ne prinde mereu nepregătiți. Azi s-a zguduit pământul în Croația. 10 de oameni au fost răniți, 7 și-au pierdut viața, iar sute de clădiri s-au făcut una cu pământul. România a mai fost și este în pericol. Bucureștiul are peste 2500 de clădiri cu risc ridicat de prăbușire și ar putea număra 25.000 de morți dacă am trăit din nou coșmarul din 1977. Sunt cu Dan Pavel în această seară. Bună, Irina! Salut. Groaznic ce s-a întâmplat, chiar un gând de coșmar, dacă ne gândim ce s-ar putea întâmpla și în România, și în București în special. Eu aș vrea să privim un pic și peste 2020-ul ăsta gri și complet greșit. Avem o primă discuție mare despre sport în 30 de ani. Noul guvern propune modelul Ungariei. Miliarde de euro bani investiți în sport. Pe ce s-ar putea duce banii? Știu. Începem! Când aproape ne despărțeam de un 2020 incredibil, astăzi am văzut că se poate și mai rău. Imaginile din Croația ne-au readus aminte că odată la 40 de ani Bucureștiul are probleme de acest tip. Imaginile zilei. Morți, răniți, frică, clădiri prăbușite și anul nou în stradă. Mii de oameni afectați de două cutremure în câteva ore în Croația, la câteva sute de kilometri de România. Cu 24 de ore înainte de cutremurul din Croația, șeful reabilitărilor din București a vorbit despre riscul extrem, 25.000 de victime în capitală la un cutremur ca în 1977. România nu știe când și pe cine vaccinează, dar cedează 200.000 de doze Moldovei din dragoste și interes. Toată lumea așteaptă primăvara și ieșirea din criză. Deocamdată nu ne iese aritmetica dozelor și ne rugăm pentru vaccinul săracilor. AstraZeneca ne poate scoate din foame la propriu. Iată poveștile zilei. Guvernul îngheață toate salariile pentru bugetari. Cine muncește mai bine sau mai mult așteaptă premiul la anul și la mulți ani. România vrea să se inspire din modelul Ungaria în sport. 2 miliarde de euro investiți și fiecare copil să înoate și să patineze. Arestată 24 de ore în 2016, Lia Olguța Vasilescu a învins DNA-ul. A scăpat de dosar pe modelul Ludovic Orban. Astea sunt poveștile din seara asta. Pe scurt, acesta este juriul nostru, Teona, Andreea și Dragoș Stanca. Vă salutăm pe toți. Salut, mă. Dragoș, ai primul cuvânt. Dragoș Stanca, expert media, digital, director BRAT România. Ești deja de-al casei aici, putem să spunem, nu? Ai mai fost la noi, ai mai fost și în juriu? Se poate spune și așa. Salut, mă, Irina, salut, Dan. Sper să fie o seară interesantă, în ciuda unui final de an destul de complicat. Vedem că am început anul cu o tragedie cauzată de negrija noastră pentru natură, da? Cu incendiile pe care le-am avut în toată emisfera sudică. Iată, terminăm anul cu un cutremur în apropierea noastră. Suntem obosiți cu toții după un an pandemic foarte, foarte solicitant din punct de vedere psihic, în primul rând, dar încă puțin și sperăm să intrăm într-un an mult mai bun. Hai să vedem ce știri ne-ați pregătit pentru astăzi și alături de colegele voastre suntem siguri că o să fim foarte obiectivi, ca de obicei. Bun, Dragoș, mulțumim, începem. Știu, vom reveni cu discuțiile la tine. 5 puncte, 3 puncte sau un punct, cu așa ne va puncta, ne va premia juriul în seara asta. La final vedem cine câștigă. Începem. '20 nu se liniștește nici măcar pe final. A cutremurat pământul astăzi, nu departe de România. Croații caută oameni sub dărâmături după 20 de secunde de coșmar care au devastat un oraș. Останьте на линии.
20 de secunde. Cum spuneam, s-a zguduit pământul la Petrinja, la doar 47 de kilometri de capitala Croației. Jumătate de oraș s-a făcut ruină, iar bilanțul arată 7 morți, între care și o fetiță de 12 ani și peste 60 de răniți. Armata a fost trimisă să caute sub dărâmături, vecinii sloveni au oprit de urgență o centrală nucleară, iar premierul s-a dus la fața locului. În doar 48 de ore la Petrinja au avut loc două cutremure, unul de 5,5 grade și altul cel de astăzi de peste 6,3 grade Richter. Autoritățile române spun că au echipe de salvare în stand-by pentru a fi trimise în ajutor. Noi suntem pregătiți. Dacă se acceptă ajutorul, atunci se poate pleca pentru a sprijini în misiunea de căutare, salvare și în misiunea de intervenție acolo. La acest moment nu avem informații că este nevoie, deci încă colegii fac evaluarea lor. Și bineînțeles, echipa noastră rămâne în stand-by. Trebuie să ne păstrăm calmul, că dacă intrăm așa într-o vrie, într-o disperare, ne panicăm, nu rezolvăm nimic, dimpotrivă agravăm lucrurile. Să nu ne repezim pe scări, pentru că scările sunt cele mai vulnerabile și asta vă poate explica foarte bine un inginer constructor pe domeniul lui de activitate. Fix astăzi, înainte de cutremurul din Croația, din primăria capitalei a venit o afirmație șocantă. 25.000 de bucureșteni ar putea cădea victime ale unui cutremur major. Cuvintele aparțin noului șef al administrației pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, Edmond Nicu Lușcă. Este în același timp și directorul Arcen. Spune că Bucureștiul este orașul european cel mai vulnerabil din punct de vedere seismic. Sorina Matei este alături de noi. Prin telefon i-a documentat acest caz, cutremurul din Croația și ce se întâmplă la noi. Și cu asta aș vrea să începem, dacă se poate, Sorina, să ne spui dacă am fi pregătiți pentru o asemenea tragedie. Păi, Irina, chiar domnul Niculușcă ne-a spus că nu suntem pregătiți. Domnul Niculușcă trebuie să se ocupe, adică se ocupă de consolidarea și clădirilor cu risc seismic. Ne-a comunicat de aseară că sub administrația Nicușor Dan numărul victimelor poate depăși 25.000 și Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș, cel mai vulnerabil seismic oraș din Uniunea Europeană, iar eforturile pentru reducerea riscului seismic din ultimii 30 de ani au fost nesemnificative, ceea ce cumva știam și noi, pentru că pe la primăria capitalei s-au vânturat tot felul de politicieni de toate culorile și toți au spus că s-au consolidat, încearcă să consolideze clădirile cu risc seismic și vedem că acest lucru nu s-a întâmplat. Ei bine, eu mi-amintesc o declarație a lui Raed Arafat imediat după cutremurul din Grecia și Turcia, care spunea că suntem pregătiți să intervenim în cazul unui asemenea dezastru. Suntem pregătiți, dar am văzut astăzi că a noastră colegă l-a întrebat pe Raed Arafat ce s-ar întâmpla în București dacă ar fi un cutremur de magnitudine a celui care a fost astăzi în Croația și a evitat cumva răspunsul. Domnul Niculușcă ne spune că abia acum s-a decis de expertizarea a 500.000 de metri pătrați de imobile pentru următorii 2 ani. Deci dacă în următorii, trebuie să ne rugăm ca în următorii 2 ani să nu fie probleme foarte mari în București și în general în România. Noi având o zonă cu risc seismic destul de importantă, pentru că vedem ce s-a întâmplat astăzi de la prânz și continuă. Vreau să vă spun că situația în Croația este destul de tragică. Până acum, așa cum spuneai și tu, sunt 7 victime, o fetiță în Petrinja și restul sunt domni, dar cutremurul se pare că a prins foarte mulți oameni sub dărâmături, pentru că clădirile în Petrinja nu au fost consolidate, este o zonă mai veche, ca să spun așa, cu clădiri vechi, există probleme în biserici, în spitale, în clădiri guvernamentale la această oră. Chiar presa din Croația a relatat cum bolta unei faimoase biserici din Zagreb s-a prăbușit, oamenii chiar erau la rugăciune
trei au reușit să scape, trei din patru au reușit să scape și vreau să spun că ne uităm la Croația, ne gândim la București, dar important este că Croația a mai avut un cutremur în martie 2020 și poate ar trebui să ne uităm la efectele acelui cutremur, tot așa 10 secunde, 26.000 de clădiri în Zagreb și alte orașe afectate, iar Croația a anunțat atunci, a accesat un plan de urgență, a și făcut guvernul un plan de dezastru și a spus că costul pierderilor și daunelor era în valoare de 11,3 miliarde de euro. Deci cumva este explicabil ceea ce se întâmplă în aceste momente în Croația, un stat destul de mic, 4 milioane de locuitori, Zagreb 800 de mii, Petrinia 25 de mii, dar oamenii sunt speriați pentru că statul format din oficial și tot felul de aleși și numiți, nu a făcut față și nu a reușit să pună în aplicare acest plan de salvare și de urgență care trebuie să funcționeze în orice stat în asemenea Sorina, momente. Pare că ne asemănăm mult cu Croația. Apropo de clădiri, de ce spuneai? Da, ne asemănăm mai mult cu Croația decât cu Turcia. Exact. Vedem că acolo au fost lucrurile mult mai bine, unde totul a fost șnur. Mai organizați, așa exact. Este. Apropo în de clădiri, moment... uite, vorbeam acum câteva săptămâni aici la Știu cu un domn, Matei Sumbasacu, pe numele lui, președintele Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic. Și ne spunea un lucru clar, așa, cu o voce rece, să spunem. 2500 de clădiri din București sunt în pericol să cadă în cazul unui cutremur major. 2500 de clădiri. Și ne dăm seama că ce a scris și Edmond Niculușcă pe Facebook cumva se leagă de numărul ăsta, 25.000 de morți. Suntem cu Doamne ajută, pentru cel puțin pentru următorii ani. Diferența este că oamenii aceștia care scriu ar trebui să se și ocupe, pentru că sunt plătiți din bani publici să rezolve problema. Faptul că scriu lucruri pe care le cunoaștem cu toții, așa cum scrie și domnul de la Primăria Capitale, ne spune că de 30 de ani e o problemă. Da, asta știm că de 30 Corect. De ani e o problemă, dar nimeni nu rezolvă nimic. Avem campanii electorale în care sunt prezentate în diferite campanii de PR toate realizările administrației, indiferent de culoarea Bucureștiului, că s-au renovat și consolidat clădiri. Și când apare un cutremur pe la vreun vecin, ne dăm seama că practic nu s-a realizat mai nimic și că suntem în aceeași situație. Bun, Sorina... Deci, problema oficialilor români. Mulțumim. Faptul că ei scriu, nu ne încălzește cu nimic. Așa este. Mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru informațiile astea de ultimă oră legate de cutremur. Înfiorător să te gândești. Repet, suntem cu Doamne ajută. Ne rugăm să nu se întâmple și la noi, cel puțin pentru următorii ani, că nu avem ce face. Edmond Niculușcă a venit de o lună la primărie și mi-e greu să cred că într-un an, doi, se va schimba major situația din capitală. Uite, hai să-ți arăt eu niște statistici apropo de Doamne ajută, pentru că nu știm cât de multe mai ajută acest Doamne ajută, pentru că statistic, cu tremurele cu magnitudinea de 6 se produc odată la 10 ani, cele de 7 odată la 33 de ani și știm că ultimul cu tremur de 7 a fost în 1986, deci din fericire, calculele astea matematice nu se aplică de fiecare dată când vine vorba de cutremure. În schimb, adică tu pornești de la aceste date să-ți dai seama că da, există un pericol oricând și trebuie să găsești o variantă prin care aceste clădiri să fie consolidate și sănătatea oamenilor să nu fie pusă așa în pericol. Este. Trebuie. Ce mă sperie pe mine foarte tare e că cutremurul e o situație extremă pe care nu o poți anticipa, dar în urma căreia trebuie să fii foarte bine organizat. Și tu ca stat, și tu ca om, fiecare dintre noi, ca fir, așa, să te organizezi foarte bine. Asta mă sperie și, încă o dată, Doamne ajută să nu se întâmple și pe la noi, pentru că la câte probleme avem, la situații mult mai simple decât un cutremur devastator, cât de greu ne este să ducem oamenii în spitale, să-i repartizăm, vedem și acum discuția cu vaccinul, cât de
greoi este tot procesul ăsta de împărțire. Teoretic, la prima vedere, îi spune că n-are ce să fie atât de greu, dar uite că este. E, în condițiile astea... Bine, pe de altă parte, tot așa, specialiștii spuneau că diferența dintre noi și Croație, faptul că, uite, în cazul acestui cutremur, el s-a produs la o adâncime mult mai mică, undeva la 10 km, față de ce s-a întâmplat la noi în 77, când a fost la 94 de km adâncime, deci noi cumva... Poate aceste cutremure mai de adâncime nu sunt la fel de periculoase ca cele de suprafață. Însă, cu toate astea, nu ne putem culca pe ureche și clar trebuie să facem. Hai să vedem cum este în campania de vaccinare. Avem vaccin, încă 140.000 de doze aduse astăzi, dar îl ținem la congelator. O parte dintre medicii pentru care e păstrat serul sunt în concediu, iar platforma pe care trebuie să se înscrie nu prea merge. Așa că lăsăm dozele pentru la anul. În multe centre, imunizarea va începe pe 4 ianuarie. Aproape 30.000 de doze au ajuns din Belgia la Cluj cu acest avion cargo. Vaccinurile urmează să fie transportate în siguranță în containere speciale cu gheață carbonică spre centrul de stocare din oraș la Spitalul Militar. La fel ca în celelalte centre regionale, folosim un ultracongelator care are toți parametrii necesari pentru a menține în condiții de siguranță vaccinul până la transferul în cutiile de transport. Marea necunoscută a acestui moment este cum vor fi aceste doze împărțite către fiecare județ în parte. Asta deși s-au făcut 3 rânduri de liste și avem și o platformă online. În momentul în care noi introducem recepția în RENV, asta însemnând Registrul Electronic Național de Vaccinare, DSP-urile județene observă recepția noastră și pot face solicitarea electronic. Solicitările nu se pot face electronic decât după ce noi facem recepția. Iertați-mă, nu știu să vă spun cifra exactă acum. Intenția noastră este ca mâine și poimâine să vaccinăm aproximativ 1000 de cadre medicale. Din depozitul de la Spitalul Militar Iași, cele 23.530 de doze vor trebui împărțite către 6 județe. Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Suceava și Botoșani. Se știe în acest moment câte doze vor ajunge în fiecare județ în parte? Nu știm, nu este misiunea noastră de a planifica. Așadar, ne vine vaccinul, dar un nou studiu confirmă reticența românilor. Unul din 4 nu vrea să se vaccineze, asta arată cel mai recent sondaj IRES. În Spania, cei care nu vor să se vaccineze vor fi trecuți într-un registru care va fi pus și la dispoziția statelor europene. Bun, și mergem să vorbim cu Dragoș Stanca. Până la urmă, Dragoș, e vorba de digital și comunicare. Cunoști foarte bine zonele astea, adică digital, să ne descurcăm cu organizarea asta, cu platforma care se pare că nu prea merge, și comunicarea către mase. Aici mi se pare că stăm foarte, foarte prost în momentul ăsta. Da, așa este. Pe mine personal mă deranjează puțin să văd atât de multe uniforme militare în această acțiune. Sigur că această metodă de comunicare top-down, în care ar trebui ca oamenii să stea drepți în fața autorităților la propriu, e un pic discutabilă pentru un stat democratic, dar trecând peste asta, e evident că e o campanie extrem de importantă, este o campanie unde sunt multe, multe improvizații bazate și pe faptul că din păcate tot acest proces s-a suprapus cu 2 rânduri de alegeri, iar toți cei care sunt responsabili cu coordonarea acestei acțiuni nu erau foarte siguri dacă vor mai rămâne în posturi și așa mai departe. Acum că s-au lămurit toate lucrurile și, mă rog, merită totuși felicitări noul guvern că s-a constituit destul de rapid, sperăm să se elimine aceste bâlbe. Am văzut astăzi s-a lansat și platforma de programări pentru vaccinare, din nou o bâlbă în comunicare, pentru că n-a fost clar dacă e pentru toată lumea, dacă toți cetățenii se pot înscrie, care e treaba cu semnătura electronică, de ce semnătura electronică, apoi s-a revenit că de fapt e doar pentru persoane juridice și așa mai departe. Toate aceste eschive de comunicare și aceste ezitări nu fac decât să întărească neîncrederea într-o acțiune extrem de importantă pentru viața noastră a tuturor și care, iată, ne afectează și din punct de vedere business și din punct de vedere vieților de zi cu zi. Din punctul acesta sau din acest unghi, nu cred că este scuzabil să mai avem prea multe bâlbe.
cu mulțumiri pentru cei care au muncit de sărbători ca să avem totuși o platformă sus, dar cu sancțiunile care trebuie administrate celor care nu comunică foarte clar ce și cum. Ce e cu această platformă, ce urmează, cine trebuie să se înscrie. Există atât de multe interpretări și acest limbaj extrem de lemnos și de închistat, dacă vă uitați pe pagina Ro Vaccinare, chiar și pentru noi, ca oameni instruiți, trebuie să citești de 2-3 ori o postare ca să înțelegi ce vrea să spună în limba română. Este o velaneză, da? Așa cum ne-a obișnuit domnul fost ministru de interne Vela, care spunea lucruri foarte simple în fraze foarte complicate, ca să arate că e super competent. Deci, cred că statul trebuie să vorbească pe limba română, să vorbească uman, cald, pentru că este o problemă de sănătate publică, este o problemă umană, este o problemă care se poate adresa în limba română, nu în birocrateză și nu în militareză. Și mai avem aici o problemă, pentru că la fel și la numărul de vaccinuri comunicate, s-a spus inițial că vom primi 10.000, de fapt au fost 9.750. Vorbim totuși de o diferență de 250, care iarăși unii care ar putea să speculeze asta ar zice, unde sunt cele 250 de doze? Care înseamnă... Poate s-au dat la vamă ca să poată să intre în țară. Da, dar din nou, adică trebuie să fim coerenți, dacă să comunicăm clar și cifre, pentru că deja avem foarte mulți sceptici, nu cred că ne ajută foarte mult această... Vreau să mai întreb un lucru, Dragoș, și apropo da, de... așa cum am mai... Te rog. Așa cum am mai spus, claritatea în comunicare, limbajul accesibil și coerent sunt elemente foarte, foarte importante, pentru că astea cumva întăresc încrederea dintre cetățean și instituțiile statului. Vedem aceleași probleme pe care le-am văzut pe tot parcursul acestui an și ieșind puțin din zona vaccinului, am avut acele inadvertențe totale la cifrele IMM Invest sau altor programe destinate mediului antreprenorial, unde niciodată nu știa exact câte cereri s-au depus, câte s-au aprobat, care sunt exact condițiile. Aveam tot timpul schimbări de la o zi la alta sau date care se contraziceau, citeam în ziarul financiar una, a doua zi oficialii spuneau alta și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că statul are de rezolvat această criză de comunicare în primul rând, pentru că poate fac lucruri foarte competente, poate fac lucruri foarte în regulă, dar noi, cetățeni și comentatori ai lucrurilor care se întâmplă în țară, nu avem aceste date clare și explicate ca la rândul nostru eventual să putem să le explicăm și altora din jurul nostru. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar o chestiune care sper eu că se va corecta după această perioadă de sărbători, care, sigur, vorbim totuși de niște oameni care au și ei problemele lor și perioada asta este cumva mai nerelevantă, sper. Încă o întrebare, apropo de comunicare. Cum ți se pare măsura asta luată de spanioli? Spaniolii spun așa, cine nu vrea să se vaccineze va fi trecut pe o listă. Nu e foarte clar ce se întâmplă cu lista aia. Pare un fel de presiune, un fel de amenințare, așa. Da, cumva lucrurile astea cred că se vor regla și natural. La urma urmelor, de exemplu, dacă, nu știu, eu organizez un festival de digital printre altele, dacă eu voi decide ca organizator să nu primesc niciun participant care nu are vaccinul făcut, e decizia mea și cei care vor alege să nu participe sau să conteste această decizie e treaba lor. Eu cred că vom intra într-o nouă eră în care, conștientizând importanța sănătății publice, acest lucru, dacă ești sau nu imunizat, una din multe alte probleme este că cuvântul ăsta vaccin e demonizat și cred că ar trebui folosit mai mult termenul de imunizare. Dacă nu ești imunizat și nu ai această dovadă a imunizării, nu poți să ai toate drepturile intacte. La fel cum nu poți să urci într-un avion fără bilet de avion sau nu poți să conduci o mașină dacă nu ai carnet de conducere sau poți să o conduci, dar dacă ești prins, suporți niște consecințe. La fel, va deveni cât se poate de normal și de firesc ca atunci când intri într-o aglomerare urbană să prezinți faptul că nu ești un pericol pentru acea aglomerare urbană. Și nu vorbim doar de COVID-19 aici, vorbim și de mulți alți viruși care ne vor afecta viața
în viitor. Mulțumim. Bun, Dragoș, mulțumim. Continuăm, știu, vom mai reveni. Tot despre vaccin, pentru că, uite, Klaus Iohannis nu a mers cu mâna goală la Chișinău, a anunțat că România dă Republicii Moldova 200.000 de doze de vaccin din cota care ne revine de la Uniunea Europeană. Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin și trimiterea la Chișinău în etapa imediat următoare a unei echipe de experți români care să împărtășească din experiența României și să ajute la pregătirea strategiei de vaccinare. Deci iată că dintr-o dată pare că noi am rezolvat toate problemele și necunoscutele acestei campanii de vaccinare și suntem atât de darnici încât să dăm și celorlalți. Cred că acest exemplu de generozitate e puțin forțat în etapa aceasta în care știm că avem și noi multe necunoscute la care nu am găsit până acum răspuns. Da, e drept că putem și trebuie să ajutăm pe alții în perioade de criză, dar după ce am reușit să punem țara noastră pe făgașul corect, nu? Adică până la urma urmei noi stăm să ne gândim că dozele pe care noi le primim de la Pfizer, cele 10 milioane contractate până acum, ajung pentru 5 milioane de cetățeni, da? Ori noi avem nevoie de o vaccinare, de un raport al vaccinării undeva la 70%. Noi oricum va trebui să plătim aceste vaccinuri, pentru că nu vine așa senzația peste noapte. Mea, nu, să știi că nu e așa, eu nu-s de acord. Mie mi se pare un moment bun ăsta în care să mergi să-i ajut și pe alții. Avem o relație specială cu Republica Moldova, sunt de-ai noștri, nu? Cred că gesturile astea de solidaritate sunt bune. Momentul ăsta, noi primim ajutor mult de la Uniunea Europeană. Mai departe mergem cu 200.000 de doze de vaccin. Păi iartă-mă, și pentru ce? Adică faci 200.000 de doze de vaccin, nici nu dai cât suficient cât să poți într-adevăr să asiguri o imunizare acolo, da? Nici nu faci, nu vaccinezi aici suficient, deci care e ideea? Cred că e un moment bun pentru... sună mie ca discuția pe care o aveam prin martie-aprilie când se goleau supermarketurile. Părerea mea și cred că și părerea ta atunci era că nu trebuie să golești tot raftul ca să ai numai tu. Lasă și pentru celălalt, pentru că e o perioadă complicată în care trebuie să fim solidari. Da, ok, dar ideea este în felul următor. Noi ce cantitate de vaccin avem acum nu ne va fi suficientă. Adică noi va trebui ne să va mai... fi suficientă, nu doar va mai fi dacă suficient. Vom fi noi eficienți, atunci va fi suficientă. Nu va fi suficientă, dar... Vor veni, vin 140.000 de doze în fiecare săptămână. Asta în primă fază. Sunt mai multe vaccinuri, nu doar AstraZeneca. În următoarele luni, dacă vom fi noi eficienți, în 6 luni vom rezolva procesul ăsta de vaccinare. Gândește-te că avem 3,5 milioane de persoane peste 65 de nu ani, contrazic fără asta. Cei 500 doar că... de mii de medici care așteaptă să fie vaccinați. Spun doar deci că dozele alea care s-au deja... dus în Republica Moldova nu ne faultează pe noi, nu ne, schimbă... dar nici nu ne ajută. Este doar o chestie de imagine okay. În care hai să vedem, am dat 200.000 de doze de vaccin, ceea ce pentru poate frații noștri din Republica Moldova, da? Hai să mergem mai departe, să vedem cu ce mai continuăm. Continuăm cu autostrăzi și promințiuni. Lasă-mă să spun așa. Și eu vreau să vin cu subiectul care am început emisiunea cu discuția despre sport. Pare că în sfârșit pornim o discuție mare, vreau să spun serioasă, deocamdată nu știu cât de serioase, dar o discuție mare, un plan mare pentru sportul mort din România. Mi-ar fi plăcut să existe un plan pe vremea când făceam și eu sport, n-am avut parte de așa ceva. Toți bugetarii vor avea în 2021 salariile din 2020, o măsură socialistă venită din partea guvernului condus de liberalul Câțu. Evaluări, criterii de performanță, restructurări, nu e vorba de așa ceva, e mai simplu să crești, să tai sau să îngheți salariile tuturor angajaților. Chiar dacă cine face treabă e descurajat pentru că nu va fi plătit mai bine, iar cine nu se omoară cu munca e încurajat să o țină tot așa, pentru că așa oricum nu depinde de nimeni. Din sistemul sanitar și cel de asistență socială se simt înșelați de guvern pentru a ena oară. Probabil că după sărbători vom începe anul în stradă, pentru că este inacceptabil. Ce am greșit eu, că mă compar cu pensiile unor parlamentari care nici măcar școală ca lumea nu au, pentru ceea ce am făcut eu comparativ cu alții, mă afectează.
Și sunt foarte mulți în situația mea care exact asta spun. Măsura aceasta trebuie privită în contextul strategiei de politică fiscală. Dacă nu se dorește o creștere a taxelor, atunci este clar că salariile trebuie să înghețe, salariile bugetarilor. Câțu nu va avea un mandat ușor ca premier, e deja criticat din interior. Asociația Municipiilor din România, care e condusă de colegul de partid al lui Câțu, Emil Boc, zice așa: constatăm cu dezamăgire că practicile nesănătoase ale guvernelor anterioare au fost însușite rapid de guvernul Câțu. Adoptarea unei ordonanțe de urgență care modifică peste 20 de acte normative fără respectarea minimă a regulilor în domeniul transparenței și dialogului cu structurile asociative este de natură să tragă un semnal de alarmă cu privire la capacitatea guvernului de a realiza reforma statului. Din nou, limbajul ăla de care ne vorbea și Dragoș Stanca mai devreme. Printre cele 20 de acte normative menționate de asociația unde e șef Emil Boc, e și amânarea acordării pensiilor speciale pentru primari. Vreau să-ți mai arăt un lucru. Ce am vorbit astăzi cu Cristian Hostiuc, directorul editorial al ziarului financiar la Aleph Story. El ne explică cu cifre de ce crede că decizia premierului Câțu este normală în momentul ăsta. Și situația nu este tocmai cea mai fericită. Ne uităm, avem în continuare, sau anul acesta avem un deficit care ne apropie de sau va depăși 90 de miliarde de lei. Și înainte să intru, m-am uitat puțin pe execuția bugetară la 11 luni din acest an. Totalitatea salariilor plătite din buget înseamnă 99,72 de miliarde de lei, reprezentând 9,5% din PIB. Problema este că acest 9,5% din PIB reprezintă un prag de alarmă. Noi când am intrat în criză, în criza din 2008, la fel aveam o cheltuială a personalului bugetar de peste 9% din PIB. Când eram în 2010, la fel aveam un procent extrem de ridicat din PIB și de aia a fost nevoit Boc și Băsescu să taie salariile la buget. Deci noi suntem deja pe o listă roșie. Din acest punct de vedere, cu experiența anului 2008 în spate și a tot ce s-a întâmplat atunci, eu cred că premierul Câțu a luat o decizie bună. Premierul Câțu a luat o decizie bună, spune Cristian Hostiuc, referindu-se strict la cifre, la momentul în care spunem, în care suntem în momentul ăsta. Și discuția asta este, nu avem bani pentru salarii mai mari. Paradoxul acestei discuții și a supărării primarilor, primarii spun că s-au supărat nu pe pensiile alea speciale, ci pe faptul că nu au fost consultați de premierul normal. Câțu. Adică și primarii ăștia au un subordine, o grămadă de oameni. Oarecum se uită mulți oameni din privat la promisiunea, la legea asta, ordonanță de urgență, care spune așa: în 2021, tu bugetarule, vei avea salariul din decembrie 2020. Adică asta mi se pare o promisiune ca un cadou de sărbători așa pentru mulți sute de mii de oameni din privat care se tem, cred că este cea mai mare temere în momentul ăsta, că poate îți vei pierde locul de muncă sau poate salariul tău va fi diminuat în 2021. Uite, e un episod cum să dai în cap performanței și reformei și îmbunătățirii serviciilor din domeniul public, dacă mă întreb pe mine, pentru că în felul acesta nu îi motiveze niciun fel pe oameni să performeze. Dacă vrei să faci o restructurare în sistemul de stat, introduci anumite bonusuri de performanță, introduci criterii, introduci tot felul de măsuri prin care pe cei care într-adevăr sunt performanți, îți dai seama ce frustrant este, pentru că noi vrem oameni performanți în administrația publică și zicem, haide totuși să îi îmbiem cu salarii mai mari. Păi iartă-mă, dacă tu vii și îmi spui, păi rămâi cu salariul pe care l-aveai, poate omul avea niște planuri și voia să facă ceva bun în domeniul său. Trecem o perioadă în care toată lumea trebuie să se reinventeze, inclusiv în administrația publică. Vorbim și de profesori care au avut un an foarte dificil când a trebuit să treacă totul în online. Cum îi motivezi pe oamenii aceștia să facă trecerea de la ce știau înainte că, sau felul în care își făceau munca acum? Asta e o boală care pe care tot sistemul ăsta bugetar o are, dar nu de acum, nu de la Câțu. Da? Adică măsura asta cumva nu strică ce a fost până acum, ci nu repară, într-adevăr. Nu poți să ai în nicio companie normală la cap, nu poți să ai
să vii cu măsuri de genul ăsta. Toți angajații vor primi mărire, toți angajații vor primi diminuarea salariului cu 25%, cum a fost acum. În funcție de felul în care tu performezi. Numire cu multe controverse la guvern, soțul fostei șefe a PNL, Lucian Isar, este consilierul premierului Câțu, cei doi fiind vizați de o suspiciune a Băncii Naționale că în 2008 au încercat să atace leul românesc în momentul crizei bancare americane. Lucian Isar este un fost banchier respins de BNR pentru atacul asupra leului. Personaj cu multă carte, Isar era vicepreședinte Bank Post când în septembrie 2008 a fost acuzat că a atacat speculativ leul în momentul crahului bancar din Statele Unite. Mai multe voci susțin că și premierul Câțu a fost îndepărtat de la ING pe același motiv, alianța în atacul asupra leului. Banca Națională nu i-a mai prelungit autorizația și a ajuns direct în politică. Isar, noul consilier onorific al premierului României, va avea acces oficial la toate documentele guvernului. El este și reprezentantul României la BERD, Banca Europeană de Dezvoltare, care dorește să conducă mai multe proiecte în sistemul parteneriatului public-privat. Dragoș Cabat, expert în domeniul financiar-bancar, spune că nu există un conflict de interese între funcția deținută acum de Isar și faptul că este reprezentantul României la BERD. Nici acțiunile lui Câțu și Isar din 2008 nu sunt condamnabile, în opinia lui Cabat. Nu este un conflict câtă vreme consilierul primului ministru nu are drept de vot și el nu are drept de vot în deciziile care se iau. El este doar un consilier, prezintă o opinie. Ei la momentul respectiv și-au făcut datoria față de băncile pentru care lucrau și sigur că faptele respective nu pot fi considerate în niciun caz legale. Trebuia să lucreze. Scânteia revoluției în sportul românesc poate veni de la Budapesta, o spune noul ministru al sportului într-o declarație trecută de mulți cu vedere. Eduard Novak, noul șef de la MTS, spune, în alte cuvinte adevărat, că putem lua lumină de la vecinii unguri. Nu are legătură cu faptul că a fost propus de UDMR, ci cu succesul modelului maghiar. Ungaria poate fi un model pentru România în ceea ce privește dezvoltarea sportului. Trebuie să ne orientăm după modele similare. E declarația făcută de fostul președinte al Federației de Ciclism, acum șef peste întreg sportul. A vorbit și cu presa din țara vecină, care l-a numit secuiul de fier. Spune că succesul sportului e dependent de cel al educației. E motivul pentru care vrea să-i convingă pe oamenii din învățământ să introducă mai multe ore de sport în programa școlară. Dar să revenim acum la modelul maghiar. Declarația ministrului ne arată că în sfârșit șefii sportului românesc privesc și către elefantul din cameră, cel pe care scrie că Ungaria, o țară cu jumătate din populația României, ne-a depășit și la investiții și la performanțe. Ungaria are un PIB anual cu 80 de miliarde de euro mai mic decât al României, dar e prima în Uniune la banii dați sportului și a ajuns să dea banii și peste graniță în Harghita și Covasna. 2 miliarde de euro a cheltuit Ungaria, nu din buzunarul propriu, vorbim de Victor Orban, de două ori și ceva mai mult decât a investit România în aceeași perioadă de 9 ani. Noul ministru al sportului arată către vecini, dar prezentul ne arată că bugetul întregului sport românesc e mai mic decât al unor cluburi de fotbal de pe continent. 6 milioane de euro sunt banii de care spuneam că guvernul maghiar, banii pe care guvernul maghiar i-a investit în Harghita și Covasna, 2 miliarde de euro, marele proiect al lui Victor Orban, în dezvoltarea sportului, în dezvoltarea infrastructurii, în dezvoltarea sportului de masă, dar nu doar atât, ci și în finanțarea cluburilor de fotbal la nivel de juniori, fiecare academie de fotbal din Ungaria, așa cum are Gică Hagi la noi, primește o subvenție de 1 milion de euro anual. Eu cred că rezultatul, de fapt n-ar fi... Rezultatul e așa, Ungaria e calificată la Euro, Ungaria are echipă în UEFA Champions League, o țară de două ori mai mică decât noi, da? Ungaria produce medalii, are infrastructură pentru mase, foarte important, dacă vrei să mergi la not, de exemplu, în București, ca să aducem discuția aici, vrei să faci în not în București, da, nu în ai not...
prea pe multe străzi soluții. După ce plouă. Ideea este în felul următor. Nu cred că asta este problema acum, că trebuie să investim mai mult în sport și ci felul în care o facem în momentul de față. Cred că, de fapt, problema, n-am stat să analizez câți miniștri s-au perindat în Ungaria, miniștri ai sportului în ultimii 30 de ani, dar probabil la noi sunt foarte mulți dacă ne gândim câte guverne am schimbat în toată această perioadă. Deci, la noi lipsa asta de continuitate. Avem un plan, da? Avem un plan bun să dăm mai mulți bani sportului, dar dacă miniștrii se schimbă la fiecare 2 ani, un an, am avut cum e și la educație, dacă stăm să ne gândim. Zic, Irina, că avem e o problemă. Urgent, e în primele 3 priorități ale României în momentul acord, ăsta, sportul hai, pentru hai să faci toată lumea. Totuși o legislație prin care să îi ajuți companiile private să investească, nu există în sport, pentru că înțeleg că este o mare birocrație când vine vorba despre susținerea sportului românesc de către privați. Hai și să spun de ce nu. Asta pentru se întâmplă că peste tot în afară. Marile cluburi sunt susținute din bani privați. Ce se întâmplă în fotbal, de exemplu, că vorbim de sportul, cel mai mare sport de la noi. Nimeni nu se apropie de fotbal, nicio companie mare nu se apropie de fotbal pentru că este o mizerie. E, ca să poți să scoți din mizerie sportul, fotbalul, handbalul, orice, hockey, sărituri în apă, știi, sportivii aia, reportajele pe care le mai vedem pe la televizor cu ăștia care sar în cap pe bureți, nu în apă, că n-au bazin. E, trebuie să faci cumva ca mizeria asta să se transforme în ceva real, în sport. Și apoi, când atmosfera va fi de frumos, de sport, de viață, atunci probabil se vor asocia și companiile cu brandul. Eu spun că este urgență, urgență, urgență. Eu zic că e o urgență mai mare decât să facem autostrăzi în România. De pentru acord. Că România, în momentul ăsta, pare un grăsan obosit care stă cu burta în sus pe canapea, nu mai are chef să facă nimic. Asta este starea pe care o vedem în jurul nostru, zi de zi. Pentru că îl dor toate încheieturile, e gras, nu poate să se miște. Sportul trebuie făcut și nu la nivel de fotbal de Liga 1, mă interesează mai puțin, ci la nivel de fiecare copil și fiecare om, fiecare dintre noi, să poată avea acces la sport. Dar revin la ce exemple mă enervează foarte mari în cap de echipe sau sporturi susținute exclusiv din banii statului care să facă cine știe ce performanțe. Eu zic că nu putem ieși din mizerie, din mocirlă, fără ajutorul statului. Asta e realitatea. Bun, ai vorbit de autostrăzi, îți arăt și eu promisiunile lui Florin Câțu, care a spus că vrea 1000 de kilometri de autostradă, asta după ce Ludovic Orban promisese 3000 pentru următorii 10 ani. Visele guvernanților sunt spulberate de realitatea din teren. Cifrele arată că în 2020 au fost dați în folosință doar 60,62 de kilometri de autostradă. Stă mai bine decât în anii precedenți. În 2019 am avut 43 de kilometri, iar în 2018 58. În medie, România construiește mai puțin de 60 de kilometri de autostradă pe an. Pentru a ajunge la cifrele prezentate de Ludovic Orban, 3000 de kilometri în 10 ani ar trebui să construim în medie 300 de kilometri pe an. Pentru 2021, spre exemplu, sunt în plan de construcție 86 de kilometri pe 4 tronzoane. Autostrada Transilvania, visul românilor de peste 30 de ani, ne este promisă acum de ministrul dezvoltării și nu de cel al transporturilor. Cheche Otilo este fost deputat de Bihor, spune că ne facem de râs pentru că nu avem o autostradă peste Carpați. Eu mi-aș dori foarte mult ca această autostradă a Transilvaniei să se termine. Pentru că suntem în mare întârziere, suntem necredibili. 167 de milioane de lei e cheltuiala partidelor estimată de Autoritatea Electorală Permanentă după alegerile parlamentare. Sunt bani pe care partidele trebuie să-i ceară până pe 6 ianuarie 2021. Suma e de 4 ori mai mare decât s-a cheltuit la scrutinul parlamentar din 2016. E chiar mai mare decât prima tranșă pe care Ministerul Educației a primit-o de la guvern pentru a cumpăra tablete pentru copii din zone defavorizate în vara acestui an. 150 de milioane de lei. Cel mai mult are de încasat PNL, peste 48,8 milioane de lei, urmat de PSD, 47,9 milioane, Pro-România are de luat 30 de milioane de lei, iar USR Plus 17 milioane de lei. Bani mai mulți ca acum 4 ani, comunicare la fel de proastă, efectul la fel de prost, 70% dintre români
nu au ieșit la vot. Bine, unii dintre ei spun că acum cheltuielile sunt mult mai mari pentru a organiza alegeri în această perioadă, plus că am avut perioada de pandemie, a trebuit să asigurăm măști, dezinfectanți, deci au fost cheltuieli în plus. Ce mi se pare ciudat, că cei de la AUR spun că ei au investit 50.000 de euro în Facebook, că ei pe Facebook s-au promovat 50.000 de euro, partea asta, vezi, PNL, cât am zis, 50 de milioane de lei, da? Parcă e o diferență cam mare. E timpul pentru quiz, e la mine întrebarea. Toată lumea discută astăzi despre Croația, țară greu încercată de cutremur. Întrebarea zilei este așa. Din ce an este Croația stat independent? Variante de răspuns 1989, 1996, 1991 sau 1999. Te așteptăm cu răspunsul tău pe paginile de Facebook Știu și Aleph News. Ne uităm pe răspunsuri, revenim după pauză. Aleph News. Știi. Știi că, dincolo de voce și talent, Lady Gaga a depășit-o pe Madonna și la încasări. Aleph News. Știi. Știi că dacă ai carte, ai parte, dar ai grijă să nu fie de joc. Aleph News. Știi. Știi că inamicul numărul 1 al lui Donald Trump nu este nici Joe Biden și nici COVID-ul, ci TikTok-ul. Aleph News. Știi. Știi că plata contactless nu înseamnă lipsă de contact. Aleph News. Știi. Știi că o nouă tehnologie te ajută să-ți încarci complet telefonul mobil în doar 15 minute. Aleph News. Știi. Știi că informația este putere. Aleph News. Știi. Știi că de-a lungul evoluției umane creierul s-a triplat? Ei bine, contează și cum îl folosești. Aleph News. Știi. Știi că Bill Gates pune la bătaie 150 de milioane de dolari pentru un vaccin ieftin anti-COVID? Aleph News. Știi. Știi că rezultatele vin dacă ești motivat. Aleph News. Știi. Știi că frații care au creat filmele Matrix sunt acum surori. Aleph News. Știi. Știi că Raed Arafat a mai gafat. Aleph News. Știi. Știi că internetul înseamnă informație, dar hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Social media nu înseamnă doar poze cu pisici. Am revenit la Știu după o primă repriză de povești și avem nevoie și de un scor la pauză. Cine ni-l dă? Teona. Teona ni-l dă. Bună, Irina, bună, Dan, bună seara tuturor. Trebuie să recunosc că în seara asta aveți în față o provocare și mai mare și mă refer aici, bineînțeles, la ne mai face să zâmbim în tot acest context al zilei de azi, la ceea ce se întâmplă în Croația. Zic eu că până acum ați reușit foarte bine asta și catalogul arată cam așa. Irina, ai 51 de puncte, Dan 45. Stai jos. Cam asta mi-ai zis. Deci Dan a luat 5. Bun, mulțumim foarte mult, Teona, continuăm Știu. Eu să am o poveste despre cât de mult mai contează diplomele. Diplomele de studii la angajare, pentru că este un trend la nivel mondial. Marile companii spun că, de fapt, contează mai puțin diploma de facultate sau de liceu și contează mai mult experiența pe care și o obții la locul de muncă. Eu o discuție. Spun despre o poveste cu spioni, Rusia și România, toate la un loc. O să-ți placă.
Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii, acum din nou primar al Craiovei, a scăpat de dosarul penal în care DNA a reținut-o pentru 24 de ore. Se întâmpla în 2016, iar Olguța a fost acuzată acum de luare de mită și spălare de bani. Acum 4 ani, DNA susținea că Olguța Vasilescu și-a folosit funcția de vicepreședinte al PSD ca să obțină sponsorizări de la oameni de afaceri pentru campania electorală și că a luat mită de peste 500.000 de lei de la oameni de afaceri care aveau contracte cu primăria Craiova. Acum procurorii anticorupție spun că nu au rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pretins a fi săvârșite întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor de corupție reținute inițial în sarcina inculpaților. Cuvinte pretențioase care spun practic că DNA a trimis-o pe Lia Olguța Vasilescu în judecată, iar abia apoi s-a apucat să caute dovezi clare. Și justiția din România ne-a oferit astăzi încă un moment plin de candoare. Iubita lui Liviu Dragnea a fost audiată în dosarul Teldrum. A fost citată în calitate de martor în dosarul Teldrum. Nu știu ce au vrut să afle de la mine, nu am dat declarații, cred că procurorul a vrut doar să ne cunoaștem. Acolo e vorba de fapte de când eu aveam 8 ani, a spus Irina Tănase la Antena 3. Păi vezi, spectacolul cătușelor, dar ce cuvinte pompoase și încălcite din nou limbajul ăsta de instituție, de stat, în care ei trebuia să spună scurt așa, suntem niște fraieri, păi dacă spuneau mergem așa, și facem... Păi dacă spuneau toată lumea, dacă păi nu, dar oricum asta se înțelege. Au îmbrăcat acest... Păi nu, asta înțelegem noi, dar cei care citesc așa la primul ochi o să creadă că e de fapt o chestie de procedură și așa mai departe. E clar că nu e în regulă. Nu e în regulă să arestezi un om și să faci spectacolul ăsta, să vii cu cătușe la ora 7. Ține minte că arestările se făceau la ora 7 când încep știrile. Hai să-ți arăt eu tot cu cătușe, încă o știre cât se poate de interesantă. Și o informație din Rusia. Carina Țurcan, moldovancă acuzată că a făcut spionaj pentru România, a fost condamnată la 15 ani de închisoare. Țurcan a fost top manager la Interrao, companie de stat în Rusia. FSB, Serviciul Rus de Informații, fostul KGB, a acuzat-o că ar fi profitat de poziție și ar fi transmis informații secrete Serviciului de Informații din Moldova. Carina Țurcan a spus că este nevinovată și că dosarul este fabricat. A cerut audiență și la Putin. Fără rezultat, a fost trimisă în judecată într-un proces cu ușile închise, era arestată de 2 ani și jumătate. Tribunalul din Moscova i-a mai dat o amendă de peste 7 milioane de euro și l-avem alături de noi și pe Bogdan Nicolae, analist de politică externă. Bună, Bogdan! Bună! Cum e cu această poveste încălcită, unde inițial apăruse și numele României? Da, păi cum ne stă nouă bine să nu fim prezenți în toate aceste dispute pe energie între Rusia, Republica Moldova și Ucraina. Dacă ar fi să luăm factual afirmațiile care au apărut în spațiu public, acuzația adusă acestei doamne este de spionaj, ceea ce înseamnă că procurorii și judecătorii de la Moscova au luat în calcul mai degrabă cetățenia ei străină și nu pe cea rusă. Aici este o chestiune pe care trebuie să o clarificăm în cele din urmă. Dumneaia a avut cetățenia Republicii Moldova, a renunțat la ea în 2016, a dobândit cetățenia rusă între timp în 2008, altfel nici nu ar fi putut să lucreze într-o întreprindere de stat a Federației Ruse, nici nu ar fi putut să ajungă atât de sus în Consiliul de Administrație a acelei companii de export de energie pe aici prin zonă. Și trebuie să clarificăm dacă într-adevăr, așa cum relatează presa, din 2014 a dobândit și cetățenia română. În funcție de aceste lucruri putem să ne dăm seama dacă este o răzbunare de conturi acolo, o reglare de conturi între ei sau într-adevăr cineva a luat în mod serios această treabă de spionaj. Mulțumim, Bogdan. O poveste complicată. Așteptăm așa detalii. Mai departe, companii precum Apple și Tesla nu se mai uită la diplome atunci când își selectează angajații. Iar asta naște următoarea întrebare. Mai are rost să mergi la facultate? Mai ales că în alte țări studiile superioare costă 10 sau chiar sute de mii de euro. Specialiștii în resurse umane spun că au și diplomele rolul lor, dar e mai important să știi să faci ceva practic.
Sunt roluri unde putem face rabat de diplomă și sunt roluri de specialiști unde chiar diploma nu este un aspect opțional. Depinde de roluri, depinde foarte mult de ce presupune activitatea respectivă. Avem rolul ca atunci când facem inventarul de competențe pentru candidați, să vedem dincolo de contentul CV-ului. De foarte multe ori, această decizie de a urma o facultate este impusă și nu neapărat aleasă. Că degeaba faci o facultate dacă atunci când ieși din facultate nu știi să faci nimic și concret foarte multe facultăți sunt fabrici de diplome, că sunt companii care sunt flexibile și acceptă candidați care nu au studii superioare, mai ales că în momentul de față se găsesc foarte greu. Nu cred că toți oamenii care dețin o diplomă pot să aibă succes sau au succes. Dragoș Stanca, printre altele și antreprenor, ce părere ai de discuția asta? Da, obsesia asta pentru diplomă în format fizic, pe cât posibil, este cumva un specific al blocului fost comunist, încă ducem în cârcă această preconcepție, având în vedere modul în care se obțin diplomele acum, având în vedere calitatea învățământului în general din România, este un fetiș inutil. Să vă spun un secret. De fapt, două. Unu, pe tot parcursul facultății am copiat ca să-mi iau examenele, majoritatea dintre ele. De ce? Pentru că Facultatea de Științe Economice la începutul anilor 90 era complet inutilă. Profesorii știau să predea economie politică și sistemul centralizat economic comunist, așa că a fost o opțiune personală. Nu toate materiile, dar majoritatea. În paralel am studiat filosofia pe cont propriu și am devenit jurnalist ca să câștig o pâine și am studiat jurnalismul tot pe cont propriu. În toți aceștia nimeni niciodată nu mi-a cerut diploma de absolvire, nici nu știu unde e, sincer. Am terminat, am luat și licența în 5 ani, nu în 8-9 ani, cum unii dintre primarii aleși chiar din noile partide, uită să menționeze. Dar acum la fel, pentru angajările pe care le fac în companiile mele, nu solicit niciodată diploma de absolvire. Testele profesionale pe care potențialii angajați le dau sunt relevante pentru mine. Pentru că, mai ales în noile meserii, nimeni nu-ți dă o diplomă de digital marketing expert, de exemplu, sau de digital content writer, sau de motion graphic designer, sau meserii care chiar sunt necesare și căutate, sau performance marketing engineer. Nu există această specializare nici la marketing, nici la politehnică. Deci economia reală are un avantaj de velocitate mult, mult accentuată versus sistemul universitar, din păcate. Și, sigur, sunt anumite zone, medicină, știu eu, unde e absolut obligatoriu să dovedești cu o diplomă că ai terminat o facultate, însă sunt multe, multe alte meserii unde nu e nevoie. Și foarte mulți dintre antreprenorii de succes din România nu au terminat neapărat facultatea, așa cum se spune, din bătrâni. Foarte mulți angajează fără să ceară aceste diplome și foarte mulți antreprenori de succes nu au succes în domeniul în care au terminat facultatea. Prin urmare, această convenție socială a prezentării unei bucăți de hârtie este depășită în majoritatea domeniilor, nu în toate, subliniez, nu în toate, dar în majoritate. Eu cred că de ce avem nevoie este redobândirea încrederii în instituțiile de învățământ. Evident, asta vine la pachet și cu o modernizare a programei, astfel încât, într-adevăr, diploma respectivă să fie suficient de prestigioasă ca să te facă să te diferențiezi pe piața muncii. Ne uităm și ce fac universitățile din Statele Unite, unde acolo, da, după ce ai absolvit Harvard, Yale și așa mai departe, chiar ai un avantaj pe piața muncii, da? Sigur, în zona asta, dacă ai terminat MIT sau Stanford, evident că va conta într-o discuție de angajare, tocmai pentru că știi foarte bine care sunt standardele acolo și foarte important vezi output-ul muncii acelor instituții de învățământ superior, adică vezi că, nu știu, sunt oameni precum Zuckerberg sau Eric Schmidt care au terminat acolo și sunt printre cei mai bogați și mai
mă rog, inovativi oameni de business și antreprenori din lume și atunci evident că această încredere se clădește. Dar această obsesie de a avea o diplomă doar pentru a avea o diplomă obținută prin orice mijloace, vezi și cazul doctoratelor, plagiatelor și a fabricilor de diplome la toate nivelurile, este o treabă, să spun așa, românească și o preconcepție la care eu cred că trebuie să renunțăm. Există acum platforme de genul masterclass.com sau Domestica sau multe, multe alte, Udemy. Există platforme unde cei care sunt interesați pentru upgradarea lor profesională și vor să investească în asta au resurse de conținut uriașe și pot să se specializeze în orice domeniu doresc, chiar și fără o asistență. Cred că ăsta e cel mai important lucru, de tip instituțional. Să înțelegem că școala de fapt nu se termină niciodată, în permanență trebuie să învățăm. Nu se termină școala când ai terminat facultatea și ai obținut tot diplom. Categoric și invers. Eu dacă mă uit acum în caietele de algebră sau aritmetică avansată sau așa mai departe, nu mai prea înțeleg ce e acolo. Creierul uman este în permanență dezvoltare, este în permanență adaptare și cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că esența succesului în viață și în carieră este un upgrade permanent, pentru că altminteri devenim irelevanți. Degeaba ești cel mai bun culegător de litere în plumb într-o tipografie dacă apare printul digital sau internetul și jobul tău de culegător în litere în plumb a devenit total irelevant. Trebuie să fii foarte bun în domenii foarte actuale. Mulțumim, Dragoș. Mergem mai departe. Am vorbit de upgrade, dar îți arăt eu aici ce înseamnă downgrade. Imaginile cu vaccinul transportat cu dupa de mezeluri au cucerit internetul. Ce a urmat e și mai și. Din Bulgaria au venit unele dintre cele mai tari imagini ale weekendului. Autoritățile au dus vaccinul până la Plovdiv cu o dubă împrumutată de la o fabrică de cărnați. L-au depozitat apoi într-un frigider sovietic vechi de mai bine de 30 de ani. Explicația: era singurul frigider disponibil dotat cu lacăt. Asta i-a spus managerul spitalului din Plovdiv ministrului sănătății. Pe internet bulgarii se amuză. Practic, putem spune că au băgat vaccinul în lockdown, au scris oamenii. Alții mai răutăcioși au spus că s-a ajuns la duba de cărnați pentru că ambulanțele sunt folosite la cărat murături. Îmi place cum ne-am găsit noi să râdem și noi de cineva. Hai, de mă, bulgari. Că totuși nu suntem. Hai, deci Doamne ferește, aoleu, dacă am fi văzut așa imagini. Imagini din spitalele românești, vai de mine. Avem... Hai să, totuși avem centre de depozitare. Avem și noi, nu... avem și noi din astea camere cum au bulgarii. Au auzit că vin hoții, uite, foarte multe meme-uri. Au auzit că vin hoții, toată lumea a avertizat, asta va fi marea țintă a anului viitor. Vaccinurile, da? Hai pe scurt să vedem ce s-a mai întâmplat în lume. China a avut în primăvară de 10 ori mai multe cazuri de COVID-19 decât cele raportate. Asta spune un studiu al autorităților de sănătate publică citat de Bloomberg. Adică în loc de 50.000 a avut 500.000 de cazuri de infectare. Rusia îi cere lui Navalny să se întoarcă în țară imediat dacă nu vrea să ajungă la închisoare. Serviciul rus al penitenciarelor spune că Navalny încalcă termenii unei sentințe de condamnare la închisoare cu suspendare primită în 2014. Și designerul Pierre Cardin a murit la vârsta de 98 de ani. Astăzi Pierre Cardin era cunoscut pentru stilul său avantgardist cu forme geometrice și pentru designul Space Age. Și ne întoarcem la quiz, la întrebarea serii. Te-am întrebat mai devreme în ce an a devenit Croația stat independent, 1989, 1996, 91 sau 99. Croația a făcut parte din Iugoslavia până în 1991, când și-a declarat independența, la fel ca Slovenia. La sfârșitul anului s-a desprins din Iugoslavia și Macedonia. În 1992 a ieșit și Bosnia-Herțegovina. Ultima țară care s-a desprins din fosta entitate Iugoslavia a fost Muntenegru în 2006. Aleph News. Știi. Știi că trebuie să citești înainte să semnezi. Aleph News. Știi.
Știi că social media nu înseamnă doar poze cu pisici. Aleph News, știi! Știi că după ploaie iese un curcubeu. Aleph News, știi! Știi că, dincolo de voce și talent, Lady Gaga a depășit-o pe Madonna și le-a încasări. Aleph News, știi! Știi că dacă ai carte, ai parte, dar ai grijă să nu fie de joc. Aleph News, știi! Știi că inamicul numărul 1 al lui Donald Trump nu este nici Joe Biden și nici COVID-ul, ci TikTok-ul. Aleph News, știi! Știi că plata contactless nu înseamnă lipsă de contact. Aleph News, știi! Știi că o nouă tehnologie te ajută să-ți încarci complet telefonul mobil în doar 15 minute. Aleph News. Știi. Știi că informația este putere. Aleph News. Știi. Știi că de-a lungul evoluției umane creierul s-a triplat? Ei bine, contează și cum îl folosești. Aleph News. Știi. La final de știu suntem. Andreea ne va da scorul final. Dan, să știi că din păcate nu ai reușit să o prizi din urmă pe Irina. Ai obținut 60 de puncte. Irina, tu ai 80 de puncte. Ai câștigat în această seară. Dan, totuși, dacă te mai încălzește cu ceva, vreau să-ți spun că ai primit punctaj maximum la acel story legat de diplome. Am dezbătut și noi aici. Chiar te mai ajută o diplomă în ziua de astăzi, ținând cont de calitatea învățământului românesc. Și vă spun pe scurt că nu, din experiență proprie, după ce am absolvit și eu facultatea de jurnalism. Noroc că m-am pus să muncesc încă din primii ani. Uite, măi, Andreea, că ești jurnalist, cum nu te-a ajutat? Cum poți să spui? Păi a ajutat efortul pe care nu facultate. Bineînțeles, da, în meseria asta așa este, mă înveți mai mult la locul de muncă, la fața locului. E momentul se în care fură, poți, da, e permis se să fură. Fură. Bun, Andreea, mulțumim foarte mult pentru juriu. Juriule, mulțumim foarte mult. Teona, îți mulțumim. Dragoș Stanca, mulțumim că ai fost alături de noi. Încă o dată, te mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu. Și să avem un an mai bun. Urmează un an cu știri atât de bune încât... O să dăm doar punctaje maxime când ne vom mai întâlni și că nu vom avea motive decât de bucurie și de optimism pentru un viitor ceva mai bun. Și multă lume la festival, asta îți doresc, Dragoși, să se poate. E o discuție de talk show asta, dar da, altă dată. Bine, mulțumim foarte mult. Ne oprim aici. O competiție din care la final știi mai multe, nu e niciodată pierdută, zic eu așa, ca să mă scot un pic. Uite, eu îți mai spun ceva ce poate nu știai. Acum 90 de ani avea loc în România reîntregită primul recensământ. Eram pe locul 8 în Europa după numărul populației, acum suntem pe 10. La anul începe o nouă numărătoare a românilor, să vedem câți am mai rămas. Tot ce știm este că 9,7 milioane de români au plecat în străinătate, alungați de sărăcie, corupție și calitatea slabă a clasei politice. Știu că schimbarea începe cu fiecare dintre noi, cei care am mai rămas pe aici. Rămâi cu bine, rămâi cu mine! Seara. Nu cred că am interpretat bine intrarea asta cu bună seara. Cred că trebuia să interpretez cumva mai apăsat.
ceva de genul bună seara. Așa e ceva mai bine. Păi puțin respect pentru seară. Mircea Albulescu spunea că noi actorii în fiecare seară trăim o altă viață a vieții noastre. Iar în această seară, la ochii pe mine, am invitat o actriță plină de viață, doamna Carmen Tănase, o legendă a scenei românești, iar acum, ținând cont că am mai tușit în câteva emisiuni până acum, vreau să verific dacă e adevărată legenda conform căreia actoria e arta de a reține un mare grup de oameni de la tușit. Cel puțin așa considera Ralph Richardson, iar dacă e adevărat, poate nu mai avem nevoie de vaccin. Verific imediat. Să vă prezint invitata, Carmen Tănase, actrița Carmen Tănase, a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția actorie, la clasa profesoarei Olga Tudorache. Între 1984 și 1990 a fost actriță la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, iar din 1990 este actriță la Teatrul Odeon din București. Un lucru e clar, indiferent dacă se află pe scena teatrului sau pe platourile de filmare, Carmen Tănase este o inepuizabilă sursă de inspirație, emoție și talent. Sărut mâinile, doamnă! Bună seara, m-a omorât aia cu legendă. Sunt legendă? Da, sunteți! Doamne ferește, deja! Legendă vie! Sunteți o legendă vie! Din punctul meu de vedere, sunteți, pentru că v-am văzut la televizor și în filme și la teatru dinainte de 90 și v-am văzut și ulterior după 90, așa că ați acoperit toate palierele posibile. Da, l-am prins pe Gică Petrescu. Deci e ok, am prins pick-up, am prins magnetofon, e adevărat. Vreau să aflu ce mai face actrița Carmen Tănase. Am vorbit mult în perioada asta despre bunătate, despre a dărui. Cum se vede lumea prin ochii dumneavoastră? Mai bună, mai rea, mai darnică? Nu se vede prea bine. Hatereală? Nu se vede prea bine. Deci nu cred că sunt persoana potrivită să vorbesc despre asta acum. De ce? Pentru că nu văd bine lumea asta. Cum o vedeți? Rea așa cum e? Gri. Gri. Gri, pustie, plictisitoare, restrictivă. Măcar e așa pentru toată lumea. Și ar trebui să mă liniștesc. Da, stați ok, nu sunteți singura în situația asta. Da, e adevărat, sunt unii care n-au mâini, e drept. Da, e drept asta. Da. Corect. Da, na. Acum fiecare încearcă să-și facă sărbătorile astea cât mai colorate cu putință, el cu el însuși sau cu micuța lui familie și așa. Dar nu prea iese, că e o sărbătoare universală. Crăciunul ăsta și sărbătorile din 2020, e clar că vor fi cumva compromise pentru multă lume. Fiecare dintre noi știe despre cineva decedat din cauza COVID-19, prieten, apropiat, cunoștință, vecin, poate o persoană mai îndepărtată. La mine, cel puțin în cazul meu, așa se întâmplă. Sigur că am auzit o grămadă de cazuri, sigur că da. Sfârșitul de an înseamnă pentru cei mai mulți bilanțuri și începuturi. Știți vorba aia, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Cum a fost anul 2020 pentru actrița Carmen Tănase? Anul 2020 a început foarte bine din punct de vedere profesional și a durat puțin pentru că de prin martie s-a cam terminat. Și de atunci, din 9 martie, cu ușoare zvâcniri în vară, zvâcniri în aer liber, cam gata. Adică, a stagnat. Am repetat atât. Am repetat în speranța că într-o bună zi vom putea să și arătăm ce am repetat. Știu că în toată perioada asta de pandemie ați contestat vehement măsurile luate de guvernanți. Ce v-a supărat cel mai și cel mai tare? Exagerarea ieșită din comun. Adică nu am contestat nicio secundă existența bolii, pentru că așa mi s-a pus în cârcă, da, mă rog, nu mai contează asta, ci măsurile absolut aberante. Adică totuși decizia de a închide o planetă ar fi presupus în mintea mea să fie o nenorocire atât de mare încât să nu poată fi controlată absolut deloc. Ori, așa am judecat eu, în clipa în care există această boală care în proporție de 98%
este vindecabilă și în multe, foarte multe cazuri, nu știu ce procent din acest 98% cu un simplu paracetamol sau deloc, consider că măsurile sunt absolut exagerate, deoarece din asta a decurs un dezastru economic, de toate felurile, uman, omenesc, oamenii sunt în pragul psihozelor, disperării. Și dumneavoastră cum ați fi văzut alternativa? Adică, ok, sunteți nemulțumită de măsurile luate de ei și ați fi văzut corect să se întâmple lucrurile? Aș fi văzut corect să se întâmple lucrurile așa cum s-au întâmplat și până acum, în cazul atâtor afecțiuni care au produs morți, unele chiar mai, în număr mai mare decât asta. Adică fiecare să-și facă treaba, în sensul că în clipa în care ai niște simptome de o anumită boală, te duci la medic, îți dă un tratament, dacă ești de internat, te internează, dacă nu ești de internat, te duci acasă, dar viața continuă, merge mai departe. Pentru că eu continui să spun ce am rezolvat, dacă suntem în colapsul ăsta economic și vom fi mulți ani de aici încolo, pentru că lucrurile nu s-au terminat. Și ce am rezolvat cu asta? Adică ce am rezolvat cu frica, cu groaza băgată în oameni? Eu știu că frica este vibrația cea mai de jos pe care o poate traversa un om, care generează foarte multe lucruri. În clipa în care ți-e frică, ești foarte vulnerabil din toate punctele de vedere. Sistemul imunitar e la pământ în clipa în care ți-e frică tot timpul de ceva. E discutabil. Frica asta uneori te mai ține și în viață, că dacă nu ne-ar fi frică de anumite lucruri, ne-am aruncat cu capul înainte. Da, dar nu panica asta continuă. Adică de 10 luni de zile e o panică absolut continuă. Un atac din toate părțile, în așa fel încât noi trebuie să fim cât mai înfricoșați și cât mai panicați. Nu face bine asta, n-are cum să facă bine. Eu cred că mesajele ar fi trebuit să fie optimiste, adică în față eu cred că ar trebui aduse cazurile rezolvate, cazurile vindecate, succesul unui tratament, unui experiment, că nu știe nimeni despre ce e vorba și atunci sigur experimentăm. Dar faptul că e o rată atât de mare de supraviețuire, cred că asta trebuia să fie principala știre și nu cealaltă. Bine, sistemul nostru medical fiind foarte prost și înainte de pandemie, acum, într-un fel, poate e ok să le spună oamenilor să se apere de acest virus și să stea mai la distanță. Pentru că eu cred că ar fi trebuit să le spună oamenilor, în primul rând, cum să facă să-și păstreze sănătatea. Exact. Nu? Da. Nu? Da? În afară, exceptând existența acestui virus, cum să faci să-ți crești imunitatea? Cum să faci sport? Adică o mai mare propagandă, dacă vreți, pe această temă. Bine, dar în România oamenii nu se duc la doctor, se duc în ultimul moment. Poate că era bună și o campanie dacă... Păi, poate că ar fi fost bună și o campanie. Treci și pe la domnul doctor. Da, exact. Și nu te mai trata de la vecini. Iar funcționarea teatrelor, cred că ar fi, în opinia mea, cred că ar fi fost cumva posibilă cu testările actorilor la 2 zile sau la 3 zile să fie testați la intervale foarte scurte ca să știe colectivul. Suntem ok, nu suntem ok, e cineva cu probleme? Păi, nu știu, de pildă, înțeleg că au fost, habar n-am avut, de exemplu, am aflat după ce n-au mai fost, că în farmacie au existat acele teste pe care ți le puteai face singur. Mm. Am făcut și eu rost de unul și mi-am făcut și eu acel test de probă așa, după care după au fost scoase din farmacii, nu știu de ce, și după aia am aflat și eu de existența acestor teste, pentru că dacă aș fi știut, aș fi preferat să, și cred că toată lumea ar prefera să-și facă singur testul decât să se ducă să stea la o coadă, să dea Evident. Milioane de lei, unii nu mai sunt în situația să mai dea bani ăștia și așa mai departe. Dar uite, parcă să pun piedici așa și atât de multe sunt și atât de absurde sunt, încât mai îți vine să zici, bă, poate sunt făcute special. Și uite așa ești conspiraționist și așa. Să ieșim un pic din zona conspirației. Da, vă rog. Există pentru un actor un rol al vieții și dacă da, care este acel rol pentru dumneavoastră? Eu joc cu bucurie orice mi se oferă. Încă am păstrat acea inocență de acum 80 de ani, nu mai știu în minte exact. Valintați. Deci primesc cu bucurie absolut orice, dar sigur că până acum, așa, ca să trag o linie imaginară, sper, în televiziune normal că a fost Flacăra, serialul acela,
care mie mi-a adus mari bucurii, în sensul că a fost și o terapie. Am mai spus eu, noi suntem cumva în chingile unei educații primite, a unor cutume, nu putem să facem anumite lucruri, deși ne vine uneori, pentru că nu se face, pentru că nu-i corect politic, pentru că așa. Ori eu în rolul ăla am putut să mă dezbar de toate astea. Super. Și măcar acele 8, 10, 12 ore pe care le petreceam pe platou, puteam să fac ce vroiam eu și să vorbesc cum vroiam eu, că îți vine câteodată ce-ți vine la gură. Nu poți să spui tot ce-ți vine la gură, dar în rolul ăla eu am putut. Dacă ai un personaj, știu foarte bine, păi, din propria mea experiență. Personaj? Mi-am ales un personaj la un moment dat în cariera mea din televiziune, știu. Care puteam să fac orice. Omul e nebun. Da. Te poți supăra pe un nebun? Nu te poți supăra. E dus omul. Poate să spună ce vrea el. Da, fain, sper să mai facă ăștia roluri. Să fie și sper să mai facă roluri. Da, corect, bine spus. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră faptul că ați terminat secția actorie cu doamna Olga Tudorache? Păi e totul, înseamnă totul. Adică nici nu știu cum, nu-mi imaginez cum aș fi putut funcționa cu alt profesor. Deși am mare stimă pentru toți profesorii pe care i-am prins eu în facultate, că eu am prins numai giganți, Cotescu era rector, în fine, pe Marinuș Moraru doar la examen l-am prins, dar erau profesori, Sandamanu, Bibanu, adică Amza Pelea, Cojar, toți grei. M-am potrivit cumva cu felul doamnei Olga Tudorache, a și fost o relație dincolo de profesor-student, a fost o relație personală. Eu o consider a doua mea mamă, pentru că absolut orice îi spuneam, uneori chiar ce nu am putut să-i spun mamei, i-am spus ei. Și am și petrecut foarte mult timp împreună în afara facultății, pentru că am jucat împreună, mai ales pe mine și pe Radu Duda, din anul 2 de facultate, să jucăm într-un spectacol la Teatru Mic. Pe vremea era mare chestie, nu ca acum, adică eram priviți așa cu mare respect în facultate, ăia doi care joacă la Teatru Mic. Și alături de Olga Tudorache, și atunci am făcut turnee multe împreună, am locuit împreună, că la hoteluri ne luam apartament și stăteam toți trei. Și legătura a fost și a rămas foarte puternică, adică ea rămâne pentru mine mama. Și Radu Duda cum era? Extraordinar în primul rând că e deștept și în al doilea rând are un umor care mie îmi convine foarte mult, pentru că e un umor, n-a zice neapărat subtil, deși este și subtil, subtil-o agresiv. Nu știu cum să definesc exact. Mai englezesc și, așa. Da, noi ne-am înțeles foarte, ne înțelegem în continuare foarte bine și îl consider fratele meu. Vă sunați de sărbători la mulți ani? Ne sunăm, ne trimitem mesaje cu încă poante. Da. Iar pe partea de actorie, omul excela, avea șanse să ajungă departe? Da, avea șanse să ajungă foarte departe. El s-a oprit pentru că a vrut. Pentru că putea să continue, nu era nicio problemă. Dar, mă rog, nu aș vrea să dau prea mult din conversațiile mele cu el, că nu e frumos, dar acum unde este, este ca peștele în apă. Chiar așa, ce sfat prietenesc i-ați dat lui Carmen Tănase, cea de acum 20-25 de ani? Ce v-ați spune? Să aibă mai multă răbdare. Am câștigat-o pe parcurs. Fair enough. Care este actrița, actorul dumneavoastră de suflet? Poate fi și din România și din străinătate. Păi Olga Tudorache, fără discuție. Apoi este prima mea profesoară, Olga Delia Matescu, că eu, două Olgi m-au format pe mine, okay, care m-a pregătit ca să intru la facultate și s-a cam chinuit ceva cu mine. Iar actrița care este așa pe zeitate. Da, este Anna Magnani. Și actorul Anthony Quinn. Oh, da, Anthony Quinn. Inclusiv eu am fost fascinat de Anthony Quinn, deși l-am văzut în copilărie, pe undeva pe la 12 ani, cred că Zorba Drecu acolo m-a cucerit. Credeți în teatru făcut pe online? Nu, absolut deloc.
Absolut deloc și nici nu am văzut în perioada asta deloc. Am încercat să văd și m-am enervat atât de tare. Mai dădeau teatrele, săracele teatre, vrând să facă ceva ca să justifice banii, ce aberație. Își dădeau spectacolele și am putut să văd până la capăt La Țigănci, în care jucam și eu în regia lui Alexander Hauswater, pentru că nu l-am văzut niciodată și pentru că a trecut mult timp de când nu se mai joacă și mi-a dat fior pe șirea spinării. Era o filmare proastă, cu două camere departe, adică și la început, nu avem o istorie în filmatul teatrului. Nu, acum încep, înțeleg să se miște, să filmeze cu patru camere, dar nu e același lucru. Spectacolul construit pentru scenă e spectacol pentru scenă. Una e să-l faci în platou de televiziune și atunci e altă infrastructură, ca să zic așa, și alta e să filmezi un spectacol care a avut succes la scenă și care are nevoie de energia care vine din sală, este evident. Ce nu înțeleg eu e următorul lucru. Tot în copilărie eu urmăream teatru TV, mă uitam la TVR și îmi plăcea, prindea, intram în acțiune, nu simțeam mari diferențe. Nu, pentru că el e construit pentru platou de televiziune. Aici la teatru noi construim, noi știm foarte bine ce prinde la public, uite, noi zicem la repetiții, la o replică, asta e de aplauze. Și știi foarte bine și construiești spectacolul în funcție de oamenii care sunt în sală. E un anume tip de construcție, nu știu să explic, nu știu să teoretizez. Plecând în platou de televiziune, este evident că el nu va fi niciodată cu lume în sală și atunci joci cu totul altfel, puțin filmic, așa, puțin ca la film. N-are legătură. Păi și nu ar fi putut fi predate skillurile astea de filmare de la echipa din TVR către toate teatrele din România? Uite, băieți, așa se face, ăsta e tutorialul. Se montează camerele, se... Păi, nu am bănuit că vom ajunge în situația asta vreodată. Da. Adică... Dar acum s-ar justifica un tutorial pentru toate teatrele din România să fie ajutate să-și transpună munca în online. Se încearcă lucrul ăsta. Acum să vedem cât se va reuși. Mie personal îmi place să merg în sală. Punct. Punct. Am un exemplu de teatru făcut bine. Cu Bulandra s-a făcut Antigona, docudrama l-a produs și au folosit toate mijloacele astea de filmare. Gabriel García Márquez, scriitorul dumneavoastră preferat, sau cel puțin așa știu eu, spunea: niciun medicament nu vindecă ce nu poate vindeca fericirea. Ce e fericirea pentru Carmen Tănase? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Nici nu cred că am atins-o vreodată, cred. Adică starea aceea ideală de fericire, așa cum o imaginez eu, că plutești tot timpul, că cred că sunt momente. Și eu cred că sunt câteva secunde acolo, da, care simți, da, o euforie, exact, din sunt asta. Sunt momente. Astăzi nu v-a făcut nimic fericită? Nu. A fost un pic de soare. A fost soare, da. Și că am ieșit cu cățelul și am zis, o, parcă vine primăvara. Dar a fost scurt. Ca fericirea. Câteva secunde, exact. Da, exact. Aia a fost. Da. Mai există în zilele noastre prietenie adevărată? Da. Cum să nu? Există și eu mă bucur de asta. Am câțiva prieteni care la orice oră din zi și din noapte sar și ajută, chiar dacă nu cer ajutorul eu personal. Și eu cred, consider că la fel pentru ei. Există vreun lucru pe care ați vrut cu ardoare să-l faceți în viața asta și până acum totuși n-ați reușit? Da, mai multe. Am vrut să fac un adăpost pentru animalele fără stăpân și nu m-a ținut punga. Dar eu tot mai sper pe sărăcia asta că într-o zi mă va ține punga și am să-l fac așa cum vreau eu să-l fac, că nu orice adăpost, adică vreau să ceva... Să aibă și un spațiu de să mișcare. Să aibă libertate, da, totală, un fel de rezervație așa. Ok. Vreau să mai fac ceva care poate să aibă o anume legătură cu profesia asta, dar nu e teatru, e altceva... Și nu vreau să spun prea multe, că poate dă Dumnezeu și-mi iese, că am așa superstiția asta, că dacă tot spui nu-ți iese și nu, cum să spun, ar fi atât de greu. Trebuie să mă conving eu pe mine asta că sunt în stare. Cu animalele, vorbim cu Brigitte Bardot, are ea acolo. A venit săraca, dar a luat țeapă de la domn Băsescu. Da, a fost și ironizată cumva pe nedrept. Da, mi absolut. S-a părut că s-a forțat nota cu ea. Nu, n-a fost. A fost o mârlănie de-a dreptul, n-a fost nicio ironie. Adică exact. O mitocănie. Asta e.
Continuăm discuția după o scurtă pauză. Rămâneți. Știi. Știi că trebuie să citești înainte să semnezi. Aleph News. Știi. Știi că social media nu înseamnă doar poze cu pisici. Aleph News. Știi. Știi că după ploaie iese un curcubeu. Aleph News. Știi. Știi că dincolo de voce și talent, Lady Gaga a depășit-o pe Madonna și la încasări. Aleph News. Știi. Știi că dacă ai carte, ai parte, dar ai grijă să nu fie de joc. Aleph News. Știi. Știi că inamicul numărul 1 al lui Donald Trump nu este nici Joe Biden și nici COVID-ul, ci TikTok-ul. Aleph News. Știi. Știi că plata contactless nu înseamnă lipsă de contact. Aleph News. Știi. Știi că o nouă tehnologie te ajută să-ți încarci complet telefonul mobil în doar 15 minute. Aleph News. Știi. Știi că informația este putere. Aleph News. Știi. Știi că de-a lungul evoluției umane creierul s-a triplat? Ei bine, contează și cum îl folosești. Aleph News. Știi. Știi că Bill Gates pune la bătaie 150 de milioane de dolari pentru un vaccin ieftin. De ce? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Știi. Știi că rezultatele vin dacă ești motivat. You're going on 80. I'm done with work and with life. Cut the crap. A fi tânăr nu e o vârstă. You don't know how to see the world anymore. How do you know? I know because I know. Ci o stare de spirit. Music is all I understand. Well, now I'm retired. Well, I'm sure you've not forgotten how it's done. No, I haven't forgotten. After pain comes pleasure. Tinerețea dincolo de bătrânețe. Life goes on. I haven't been so happy in a long time. Do you know what awaits you outside of here? What? Youth. Joi de la ora 8 la Aleph News. Un moment de respiro cinematografic oferit de Peroni. Am revenit, o am alături de mine pe doamna Carmen Tănase, o actriță cu ștate vechi. Avem o discuție lejeră, așa ca la un pahar de vin. Vreau să o întreb dacă ar putea să schimbe ceva, care ar fi primele lucruri pe care le-a spune pe listă? Să schimb ceva unde? În viața mea sau în general, așa, în lume? În general, lume? În lume. Pe planetă? Viață, în România, în București. Aș da cu praf de stele, cu praf de zâne. Nu știu dacă aș avea o putere supranaturală. Da, ca un exercițiu de imaginație. Adică nu dacă aș avea o funcție sau ceva. Nu, dacă aș avea o putere supranaturală. Aș avea o funcție. Da, da, n-aș avea nicio funcție. Nu, nu, nu. Dacă aș fi un magician, da, aș face cumva să nu mai existe trădare. Ați omorât toată specia umană. Nu, de ce? Da, e specific. Ar sta în picioare, în sfârșit. Da, și trădare, că despre asta e vorba. Trădare, că dacă ești trădător, ești în genunchi. Deci să stea lumea în picioare. Să... Vreți să aibă tot omul coloană vertebrală? Așa aș vrea, dreaptă. Dreaptă, da, da, da. Dreaptă, da. Da, e un wishful thinking ăsta. Adică orice ai fi, că poți să fii și tâlhar, dar dacă ai coloana dreaptă și ți-asumi, e ok. Adică e ok
primești pedeapsa ta, dar e ok, adică ți-ai asumat. Ești un tâlhar cu principii. Ești un tâlhar. Da, nu sunt un tâlhar, dar de fapt eu ard... Păi aici e vorba de impostură de care ne luăm. Păi, care e tot un fel de trădare până la urmă, pentru că nu poți să fii trădător fără să fii și impostor. Impostura e o boală grea și e boala secolului. Asta se pare mie că toată lumea, deși unii dintre ei au ceva calități, oamenii aceia simt nevoia să mai pună încă 20 pe care nu le au și le simulează cumva că... Și atunci se anulează și alea exact, pe care le au. Exact, și alea pe care le aveau s-au dus înainte. Da, da. Aveți o tehnică, aveți când sunteți într-o zi proastă, cum alungați gândurile rele sau cum ieșiți? Aveți, să zicem, un spectacol astăzi. Dar ziua aia n-a fost cea mai bună. Nu, la spectacol e cu totul diferit. Cum scăpați de... La spectacol se uită absolut tot, dar nu pentru că își propune cineva. Pur și simplu, e o magie. Acolo se întâmplă ceva și absolut orice durere fizică se pierde. Adică în clipa în care ai intrat pe scenă, eu sufăr de migrene, de exemplu. Okay. Și mă doare capul rău de tot. Uneori nici nu văd bine. Dar dacă am intrat pe scenă, brusc nu mă mai doare nimic. Când am terminat spectacolul, mă doare iar. Adică nu vindecă tot. Vindecă pe moment acolo. Pentru că, nu știu, se întâmplă, dar dacă n-am nimic de făcut și am un stare proastă, am un mood aiurea, nu fac nimic să ies. Presupun că mă mai bine dispun animăluțele, ca multe, și mai pierd așa timpul cu ele, mă uit la ele, sau pur și simplu nu am niciun chef să vorbesc cu nimeni și atunci nu vorbim, nici nu răspund la telefoane. Și la un moment dat, nu pot să-mi permit să cad în depresie, pentru că am niște suflete care depind de mine, că poate că mi-ar prinde bine așa două săptămâni să nu mă dau jos din pat și să nu vreau să mă spăl nici pe dinți, că așa am auzit că e asta cu depresia. Două săptămâni sabatice. Dar nu pot să-mi permit lucrul ăsta și atunci, trag de mine că trebuie să duc în cărcă niște chestii. Dacă era așa, câte animăluțe aveți? Am multe, am... Hai să le înșirăm. 9 pisici într-o casă, okay. Și 5 în altă casă, un cățel în casa cu 9 pisici și 2 căței în casa cu 5 pisici. Sunt foarte mulți pe stradă. Bă, mai mult pisici acum, câini nu prea mai sunt. Sunt salvate? Toți sunt salvați, de dumneavoastră, da. De pe stradă le-ați luat. Și câinii și pisicile. Și de la adăpost. Câinii de la adăpost, adică o cățelușă care stă cu mine este de la adăpost, era în pragul morții și am luat-o și uite acum e, dar e umbra mea, efectiv, adică atâta recunoștință n-are cum să-ți dea vreodată o ființă umană, e imposibil. Alt cățel care este la casa lui fiu-meu, l-a salvat el de la niște concetățeni de ai noștri care îl chinuiseră și tăiaseră laba și îl arseseră pe bot. Adică numai chinuiți am eu, asta vreau să spun. Pentru că am această empatie ieșită din comun, am zis ăștia care sunt mai ușori, câinii ușor să ia cine nu poate să ducă și atunci la mine să vină nenorocirile că eu pot să duc mai mult. Da, eu am avut o perioadă absolut îngrozitoare. Am stat o vreme într-un cartier rezidențial și săptămână de săptămână eu încercam să resuscitez un câine otrăvit. Și eu otrăveau pentru că veneau clienții și vedeau câinii care umblă prin parcare pe acolo și le stricau cumva imaginea lor imaculată. Și după vreo lună, o lună jumate, am salvat vreo doi sau trei pe care i-am trimis bala Craiova la bunica mea, unul prin alte părți, dar am zis dacă mai continuă ăștia încă o lună eu nu intru în depresie și nu mai pot să mă agăț de nimic. Era groaznic și trebuia să fiu funny. Da, eu asta... Bine, eu am făcut cu Cristina Țopescu, Dumnezeu să o ierte, care era cea mai nebună ființă din punctul ăsta de vedere. Nebună total. Adică toată viața asta era și toate veniturile ei aici se duceau. Ea mergea în fiecare zi pe câmp, pe acolo, pe unde a stat ea și a hrănise animale, se ducea acum pentru că ea o așteptau și se ducea în fiecare zi și făcea turul cu găleți cu mâncare, adică ceva extraordinar ce a putut să facă Cristina. De ce nu faceți un ONG? Că aveți vocație. Cristina avea un ONG, dar nu știu să fac, nu mă pricep deloc la chestii de astea organizatorice, nu, absolut deloc. Și cu Cristina am fost atunci când Băsescu, că iar ne aducem aminte de personajul ăsta, de tristă amintire, am fost cu Cristina
la adăposturi când a început Băsescu hingheria de aia îngrozitoare. Deci împărțise lumea în două, când unii erau pentru alții. Deci nu vă puteți imagina ce am putut să văd eu cu ochii mei. Eu am albit atunci. Atunci mi-au ieșit primele fire de păr alb, dar brusc așa. Mi-au țâșnit firele albe. Da. Da, îmi imaginez, nu vreau totuși să descriu. Nu, nici nu trebuie, nici eu nu mai pot. Adică și eu am ajuns la o saturație și trec peste, că primesc tot felul de filme, la unele nu mă pot. Asta se leagă strict de educația din România. Cred că dacă am avea un sistem de învățământ bine pus la punct, în care să învețe chiar pe copii ce e empatia, să aibă ore în care să le predea empatia. Mai e o chestie, ăștia de la oraș, dar ce faci cu ea de la țară, care așa cresc ei când fac ochi pe lumea asta, văd în curte la ei sadism un cățel în lanț, într-un lanț de un metru, care este un schelet și care are acolo un codru de pâine uscat, el așa crește. După aia degeaba îi zici la 7 ani, bă, să vezi că ăla e un cățeluș, nu mai gata, s-a terminat. Legile s-au schimbat în momentul de față, sunt pedepsiți cei care torturează animalele. Acum nu știu dacă ținut un lanț al câinelui se încadrează la tortură față de animale, deși este în sine o tortură. Trebuie un anume o dimensiune, da, care e o tâmpenie. Nu, dar nu se... Eu văd atâtea lucruri îngrozitoare, adică distracții din astea... Barbare, așa. Barbare, absolut barbare. Și nu se ia nicio măsură. Sunt amenzi destul de usturătoare. Păi adică, poliția vine și ai, domne, că e un câine. Să dai 3.000-4.500 pentru o fată de genul ăsta, păi cred nu dau, asta spun. A, că aici e vina poliției, că nu aplică legea. Nu aplică nimeni legea. Că tot am vorbit de învățământ. Cum vedeți soarta învățământului românesc? Mai e vreo șansă? Ce ați schimbat dumneavoastră? Care lucruri vi se par ok, care nu? Eu n-aș fi oprit școala nicio secundă. Dar trebuie să-ți și asumi asta. Că sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să ți le asumi. Aia e. Eu n-aș fi oprit-o nicio clipă. Consider că copiii sunt... Mai bine o închideau de tot. De tot. Las-o așa. Un an de zile facem pauză. Stand by. Ok. Decât să-i chinui cu 7 ore, eu fac niște cursuri de actorie, mă rog, de televiziune, cu niște copii de 12, 13 ani, 14 ani, care sunt niște copii triști. Deci niște copii triști care nu se joacă. Învățați dramă. Nu, îi învăț acum să... niște ABC-uri așa, peste care au sărit. Și îmi spun, sunt copii care nu ies câte o săptămână din casă. De ce? Că n-au timp. Pentru că stau 7 ore cu ochii într-o tabletă sau într-un laptop până acum 10 luni de zile. Era, dom'le, nu, să nu ții copilul prea mult cu ochii în tabletă. Corect. Și așa. Acum copilul stă numai cu ochii în tabletă, ca să fie clar, și după 7 ore de cursuri, crezi, vai mama lor, cum or fi și alea, nu mai au chef de nimic. Au teme. Sau, imens de scris. Și n-au timp să iasă afară să ia o gură de aer. Da, din păcate cam asta e soarta. Și discuțiile pe tema volumului de teme date pentru acasă de către profesori e o discuție lungă și în fiecare an. Da, și sunt multe atât de inutile. Atât de inutile. Dar, bun, ăștia care fac, care sunt pe la orașe, care sunt prin localități, dar aia care sunt la țară și care n-au nici măcar, nu că n-au tablet. N-au curent electric. N-au curent electric și așa. Nu e în regulă. Ce se întâmplă e oribil. De-aia am ieșit eu și am vorbit, pentru că nu știu dacă oamenii cred că așa trebuie, adică așa se gestionează o situație din asta de semicriză, atunci eu înseamnă că sunt proastă și mă retrag. Ați fi de acord cu updatarea materiilor și updatarea tuturor materiilor din sistemul de învățământ românesc pentru anul 2020, adică să se mai predea și din scriitori contemporani? Da, să... Eu nu mai știu care sunt programele astea școlare și ce anume fac ei, de exemplu, dar am auzit că se scoate istoria, că se scoate geografia, ore de limba română sunt puține, nici dacă mai există gramatică. Eu sper să fi auzit greșit cum se scoate istoria. Scot istoria.
Da, istoria da, nu ar trebui cumva obligatorie la toate. Păi din cauza asta scolii. Pățim ce pățim, pentru că istoria se repetă. Se repetă, că uiți că nu, ea se repetă în general pe, de-a lungul anilor, așa observăm, ea s-a repetat. Adică e o chestie rotundă și la un moment dat ajunge în același punct. Ideea e să o știi, că dacă o știi, o cunoști, ce nu mai ești luat prin surprindere ca rămâi prost așa. Corect. De ce se întâmplă. Da, dacă nu știi, păi poate de asta se și scoate. Știu eu ce să zic? Ca să o pot poată să repeta. Pot să mă gândesc la asta? Iarăși intrăm în teoriile conspirației. Eu sunt adeptă teoriilor conspirației, da. Ce părere aveți despre avântul ăsta tehnologic care pare să ne surprindă în fiecare zi? Credeți că a întărit sau, din contră, a superficializat relațiile dintre oameni? Categoric le-a superficializat și am spus în mai multe rânduri că mie personal tehnologia mi-a distrus viața. În sensul că mă enervează atât de tare că trebuie să fac 7 manevre ca să dau un telefon. Bine, mi-am luat cel mai simplu telefon, ca să ne înțeleg, ca să fie clar, adică pentru tâmpiți, iconițe, apeși pe asta, așa, așa, așa. Dar, de exemplu, fiul meu are un telefon, îți trebuie academia să dai un mesaj sau ceva. Eu nu mă descurc, nici nu știu să-l aprind. Adică apăs pe aia și nu se aprinde. Da, mi-aduceți aminte de maică mea, chiar acum. 2 zile. Am zis, hai să-i fac un cadou frumos de Crăciun și am cumpărat un smartphone. M-a sunat nervoasă, că ce porcărie asta, că nu pot să dau țipla de pe el. I-a rupt un buton între timp și începuse să țipă la mine și am zis, băi, mamă, mă simt chiar vinovat că ți-am luat cadou ăsta. Că nu e vina ta, că n-am vrut să-l interpretez așa. E vina ăstora care fac tehnologie complicată. Ar fi trebuit să fie cât mai simplu pentru toată lumea. Da, înțeleg perfect. Nu, da, el e foarte complicat de utilizat. Da, telefonul, computerul, eu nici n-am laptop, de exemplu. Eu am o tabletă, că e simplu cu tabletă. Tableta care e la fel ca telefonul ăla, cel mai simplu pentru proști. Dar pe cât e de complicat telefonul de utilizat, pe atât serviciile la care tu ai acces datorită telefonului sunt mai greu de accesat. Adică dacă dai, acum nu mai poți să te duci la ghișeu, cum mergeam acolo la ghișeu și lăsam capul, ce am vă supărați, da. Am și o defecțiune la cablu dacă nu vă... Nu, acum dai și începe, apasă tasta 1, pentru limba română apasă, pentru cutare apasă 2, pentru cutare apasă 3, pentru cutare apasă 4. Bă, nu mă încadrez în niciuna, ce mă fac? Adică intri în și stai și după aia când în sfârșit după o oră ai prins un dăla, că eu vreau să vorbesc cu un om, dacă se poate, da. Adică ai prins un funcționar, îți cântă muzica la cap, acum te anunță, 10 minute, 15 minute și stai și când îți răspunde ăla, de ce ne-a sunat? Am uitat, de timp nu mai țin minte. Da, eu acum revenim la teoriile conspirației. Am și eu o teorie a conspirației cu cei care te fac să stai 15 minute pe telefon să aștept să-ți răspundă cineva. Eu cred că sunt mână în mână cu operatorii de telefonie ca să-ți umfle ție nota de plată acolo și să-ți consume impulsurile. Da, e posibil că plătești, e adevărat. Plus că-ți și înregistrează apelul. Da. Deci după 15 minute, dacă îi zici să... Se înregistrează și nu mai poți să faci reclamație, că ai înjurat. Ar trebui să ne dea banii înapoi. Așa zic, așa ar trebui, da. Ar trebui minutele de așteptare la diversi operatori să fie returnate clienților. Cumva. Da, lăsând gluma la o parte, eu cred că vom ajunge curând să ne batem cu bâte, adică atât de tâmpiți o să ajungem, așa cu ochii în Netflix. O să stăm cu ochii în Netflix și nu o să știm nici să mai accesăm întrerupătorul de lumină. Am adică... văzut un film, Idiocracy, parcă era, cu lumea exact, care se tâmpește. Deci asta e invers proporțională chestia asta. Credeți că notorietatea, celebritatea dumneavoastră a avut un preț? Ați sacrificat ceva? Eu vă imaginez în timpul comunismului, atunci când actorii erau niște zeități pe lângă tine. Eram tânăr atunci, nu mă știa nici dracu. Da, ați prins ceva din perioada Dar asta, nu cred. Nu eram. Eu am devenit cunoscută la 45 de ani. Eu având 60 acum. Okay. Deci nu e așa, 43, cam așa ceva. Știu deci că nu... erau zeități. Era actorii mari, da. Noi eram mici, eram tineri, ne uitam la ei ca la soare.
Nu sunteți chiar așa mici, acum sunteți cumva la același nivel. Păi atunci, zic, era mici. Pe atunci, da. Dar celebritatea, după serial, probabil că a venit. După seriale. După seriale. Da. Și da. A fost confortabilă? Da, pe mine nu mă deranjează absolut deloc și cred că e ipocrizie. Când te faci actor, te faci actor ca să te cunoască lumea. Deci de ce ai fi deranjat că te oprește lumea pe stradă? E foarte bine că te oprește, că nu mor un anonim, că bucuri oamenii. Dacă oamenii se bucură când te văd, ce poate să fie mai extraordinar decât asta? Ce dacă te vor să facă poze sau ce? Foarte bine să facă, că așa trebuie să faci. Intră în fișa postului tău să faci. Bine. Adică mai sunt și de ăștia care se deranjează de celebritate și... Oarecum. La mine a fost o ciudățenie la un moment dat. Spuneam că mi-ar plăcea să stabilesc eu proporția de celebritate pe care să o am și poate. Oamenii să mă știe doar într-o măsură cât vreau eu. Nu se poate. Nu, vine cu totul. Adică vine cu totul. Take it or leave it. Vine și cu bune și cu rele, că te mai strigă unii. Da, nu te iubește toată lumea. Nu te iubește aici toată problema. Lumea, da, aia e, da. Cum să spun? Na, foarte bine. Omul se uită și înțelege cât poate. Corect. Care este persoana care ați vrea să-i mulțumiți în momentul ăsta? Sunt sărbători? Mamei. Corect. Da. Mamei, aș vrea că mama mai trăiește, tata nu mai trăiește, că i-aș fi mulțumit și lui pentru că semăn foarte mult cu el. Mamei că mă suportă și băiatului meu că mă suportă și că înțelege că eu îl suport. Că ne suportăm reciproc. Că nu e ușor nici cu unul, nici cu altul. Dar sunt e micuța mea familie și cui să-i mulțumesc decât micuței mele familii? Că suntem, uite, suntem împreună, acum a venit și el din Olanda și suntem aici împreună și o să trecem peste greutățile astea în picioare împreună. Luăm o scurtă pauză, după care revenim și discutăm și despre băiatul care s-a întors de curând din Olanda. Dar îți poate omorî timpul. Aleph News. Știi. Știi că pandemia afectează căsnicia, iar 6 din 10 cupluri la nivel mondial divorțează. Aleph News. Știi. Știi că cel mai premiat regizor străin cu Oscar de 4 ori este întâmplător și cel mai bun. Italianul Federico Fellini, care ne spune mereu că la dolce vita. Aleph News. Știi. Știi că vrei să fii înconjurat de frumos. Aleph News. Știi. Știi că o imagine bună face cât 1000 de cuvinte. Dar ca să produci o imagine bună, ai nevoie de 1000 de cuvinte. Aleph News. Știi. Știi că Alea Iacta Est nu e doar un tatuaj văzut pe Instagram. Aleph News. Știi. Știi că în momentul ăsta Facebook are mai mulți adepți decât creștinismul. Aleph News. Știi. Știi că Jeff Bezos vrea să transforme mall-urile din America în depozite pentru Amazon. Aleph News. Știi. Știi că România a ieșit din topul țărilor cu cel mai rapid internet. Aleph News. Știi. Știi că internetul înseamnă informație, dar trebuie să o mai și verifici. Aleph News. Știi. Știi că cel mai vizionat film german în Statele Unite ale Americii este unul despre spionii din Germania de Est. Se numește Deutschland 83. Aleph News. Știi. Știi că unul din 5 tineri vrea să părăsească România. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În lipsă de contact. Aleph
Am revenit. Alături de mine se află doamna Carmen Tănase, actriță, cu care vorbeam mai devreme despre Olanda, despre fiul dânsei care tocmai s-a întors de acolo. O să vorbim și despre fiul dumneavoastră și despre Olanda, dacă... Mai bine ne vorbeam cu tu. Să da, ne-am... Dar nu putem să ne vorbim acum. De acum? Ba da. Că mă deranjează asta cu doamna Carmen, adică nu-mi place. Eu sunt protocolar, că așa se cere, adică nu poți să știi. Unii oameni tolerează per tu, alții da, nu. Nu, cu mine nu. Bine, hai să vorbim atunci, Carmen, despre Olanda, despre fiul care a fost rătăcitor, dar s-a reîntors acasă. A fost rătăcitor. A fost țara în care ar fi vrut să se stabilească pe oriunde s-ar fi găsit în lumea asta, ar fi vrut să aibă reședința în Olanda. Acum, cu pandemia asta, multe au ieșit la suprafață, lucruri neștiute și bula aia de libertate, de nonconformism, care era Olanda și mai ales Amsterdamul, s-a transformat într-o aceeași comună gaură de șobolani în care toată lumea s-a grăbit să se bage. Pentru că și de ce pe el l-a supărat, l-a deranjat, l-a dezamăgit, mai bine spus, lucrul ăsta, pentru că pe ei nu i-a obligat nimeni să se închidă. Ei n-au avut măsurile alea de lockdown pe care le-au avut alte țări. Nu, lor li s-a spus, faceți cum considerați de... Sigur, s-au închis la un moment dat târziu astea mari, magazine mari, unde ar fi restaurante mari. Dar în rest, joburile ei au putut să se ducă la job dacă au vrut. S-a dat să opteze. Opțiunea, da. Și ei s-au închis singuri. Dar s-au închis de tot. Au fost mai... Deci eu am niște imagini, că totuși am făcut naveta la Amsterdam, adică eram așa ca la Oltenița, am niște imagini pozate de Tudor, care două luni de zile a fost singurul cetățean din Amsterdam, de pe stradă, de singurul. Deci ziceai că au dat cu bombă chimică ceva și n-au mai rămas decât clădirile în picioare și bicicletele. Momir, pentru că e centru cultural și centru de învățământ. Deci nimic, sau alea, lunile alea de lockdown s-au închis efectiv în case și nu mai... Și la magazin, la Albert Heim, erau unul sau doi oameni în magazin. Adică sau au băgat ăștia în coffee shop-uri ceva atât de... Nu că s-au închis și coffee shop-urile. Încât au fumat ăștia odată și 7 zile n-au mai ieșit din casă. S-au închis coffee shop-urile, că mi-a trimis o poză la un moment dat când au anunțat că închid shop-urile coffee shop-urile 3 săptămâni. S-au făcut cozi. Imens, deci era ca la noi la carne pe vremea Ceaușescu. Da. Apropo de sărbători de Crăciun și de amintirile specifice Crăciunului, care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun a ta? Când eram copil, că am fost și eu copil, eu l-am văzut pe Moș Crăciun. Mi-aduc perfect aminte că era o iarnă foarte frumoasă, că pe vremuri erau și iernile erau frumoase. Acum s-a urâțit totul, e gri și mocirlos. Atunci era zăpadă mare și așa. Aveam un brad în care erau lumânări. Așa era pe vremuri. Eu am vrut să îl pândesc pe Moș Crăciun. Am zis, nu, mai de data asta... Te prind de nu te vezi. Și probabil că am adormit, probabil. Nu mi-explic. În orice caz, ori am visat, ori m-am trezit și la geam, la geamul de la... Aveam un fereastră mare așa, acasă la Ploiești, rotundă. Și cu multe geamuri, mai multe dimensiuni de geamuri. Și la geamul ăla l-am văzut pe Moș Crăciun atâta era, bătrân, mic, și pitic așa, în albastru, cu bărbuță, care s-a uitat așa la geam și când a văzut că eu mă uit la el, a fugit și eu m-am dus repede la geam și el a ieșit pe poartă. Drept pentru care eu cred și acum Moș Crăciun. Pentru că eu l-am văzut. Corect. Repet, nu știu dacă era, am visat. De ce era albastru și că nu de era roșu? De ce era Moș Crăciunul meu? Era undercover. Treaba pentru lui, că normal că era albastru, că noaptea se îmbrăca pentru a nu fi detectat de toată lumea. A, și a mai fost ceva. Acum, iarăși, repet, nu știu dacă a fost vis sau pur și simplu mi s-a părut sau ceva, sau chiar a fost Moș Crăciun, de ce nu? Dar în clipa în care eu m-am întors de la fereastră, sub brad erau cadourile. Și înainte nu erau. Se leagă. Deci, cred că a fost Moș Crăciun. Cred că a fost Moș Crăciun. Și, apropo de Crăciun, mirosurile specifice... Da, mirosul de brad. Așa. Mirosul de cozonac, de sarmale și de cârnați. Faceți mâncare de Crăciun, o salată, băi, ceva?
Mai fac mâncare, mai mult maică-mea, dar fac sarmale, astea, dar nu prea îmi place să mă îmbuib așa de sărbători, că toată lumea cumpără, parcă sunt înnecați așa, cumpără tot ce e de mâncare, cât poți să bagi în tine. Zic, dacă tot ne-a dat Dumnezeu sau cine ne-a fi dat mizeria asta să o trăim, am zis că să mai înțelegem și ce înseamnă Crăciunul de fapt. Adică Crăciunul e altceva. Și înseamnă altceva. E vorba despre o naștere. Corect. Și, na. Acasă, vă imaginez așa cu Tudor, cu fiul. Nu stăm împreună. Nu stați împreună? Nu. Ați fost o mamă autoritară? Nu. Da. Cu pretenții, exigențe, presiune? Nu, l-am lăsat să facă ce a vrut el. Ce a vrut el, să plece unde a vrut el, dovadă că el a făcut facultatea. A plecat la 18 ani de acasă în Olanda. Un spirit liber. Și nu l-am oprit niciodată, deși mi s-a spus, Olanda, unde trimiți copilul? La pierzanie. De bravare. Și am spus, dacă copilul este tâmpit, se va pierde. Eu cred că copilul nu e tâmpit. Și da, o să încerce probabil. Că orice om curios și inteligent vrea să... O să încerce. O să vadă că se poate și că se poate oricând. Nu să-l mai intereseze. Ceea ce așa s-a și întâmplat. Ideea e că în momentul de față, odată cu Brexit-ul, Olanda a ajuns în preferințele studenților români pe locul întâi. Majoritatea acum, în loc să se ducă în UK, se duc în Olanda, pentru că prețurile sunt și mai bune și... Nu sunt mai bune decât în Anglia. La chirie am auzit că e nenorocire, că sunt foarte scumpe. Vă spun eu că am plătit chiria și acum, de exemplu, când Tudor, în ăștia cu casa de producție, au închis acolo, de tâmpiști ce au fost, a rămas fără job. El lucrează tot în domeniul... E regizor de film, dar acum a terminat-o cu regia. Cu pandemia asta a terminat-o cu regia de film, oricum îl încerca de mult pictura, de vreo câțiva ani, 5-6 ani îl încerca pictura, așa cum a ajuns la niște performanțe extraordinare și probabil că ăsta va fi drumul pe care va merge. Și cred că e cel mai bine pentru el, că el nu prea e genul care să depindă de alții. Ori cu pictura ești tu cu pânza ta, exact. Și cu cumpărătorul tău, dacă l-ai. Pictează ce ziceam? Abstract sau... Nu. Pictează cât se poate de concret. Realist. Și pictează... Foarte. După părerea mea și a unor prieteni care sunt, că eu sunt, mi-apăr puiul, na. Dar tocmai pentru că știu că sunt subiectivă, am dat lucrările prietenilor mei care sunt în domeniu și care nici nu au crezut. Pentru că el nu a dat în copilărie semne că ar fi vreun talent la desen. Moștenește pe cineva din familie? Sau... Nu, pe mine niciun caz, la mine e nenorocire. Și nici pe taică-su, nu. Dar și scrie foarte bine și, în fine, mai multe lucruri. Acum însă e pe off, pentru că toată planeta e pe off și oricum meseriile astea creative nu mai interesează pe nimeni. Acum, alegerea lui mie mi se pare foarte bună în condițiile de pandemie, pentru că regizor e mai greu, pentru că sunt alte norme de siguranță pe platoul de filmare, trebuie să îndeplinești anumite condiții pentru a putea face filmarea, pe când așa ești, ai atelierul tău, da. Ești în locușorul tău, fete frumoase care îți pozează. Nu-i pozează. Problema este că nu e chiar așa o fericire, pentru că un om tânăr care are ceva în cap și care are niște planuri, niște perspective, vede cum toate planurile astea folosesc imaginea lui, că mi-a plăcut foarte mult, că e foarte puternică, cum se duc pe scurgerea de la baie în mare viteză și nu poți să le oprești. Și nu e foarte asta comod e pentru un om tânăr să trăiască lucrul ăsta, pentru că nu poți să-ți faci niciun plan, nici de pe zi pe alta, dar aminte să știi ce faci peste un an. De exemplu, ar fi vrut să meargă în Veneția, să stea genul ăsta călător, așa, nu-i place să stabilească într-un loc. Păi, cum să te mai duci? Acum, cum să te gândești că te mai duci? Că s-ar putea să fii condiționat de o grămadă de lucruri care apar... Da, circulatul e o problemă. Adică nu m-aș înhama la o plecare acum de sărbători, să stau, să zicem, 2 săptămâni în carantină în țara pe care vreau să o vizitez, după care mă întorc și mă pun... Și românii să mai stau 2 săptămâni în carantină, că m-am întors de acolo. Bine, nu de acum e vorba, de peste un an, să zicem. Nu știu dacă mai poți călători. Depinde de cât ești de liniștit, de cuminte și de...
ascultător și... Care sunt cele trei evenimente majore pentru dumneavoastră care s-au întâmplat în România lui 2020? Trei? Două. În România lui 2020? 2020? Pandemia și punct. Atât. Păi pandemie, pandemie. De la asta s-a dus naibii tot. Deci... După pandemia aș mai putea să... Au fost, să nu uităm, au fost și alegeri, au fost... Nu mă interesează. Da, chiar așa. Nu mă mai interesează. Dacă ar veni o formațiune politică cu o ofertă pentru dumneavoastră, nu, au fi fost. Candidat... Au fost, probabil. Da. Ați zis pas la fiecare. Niciodată, astea, părerile mele sunt ale mele, nu vreau să intru nicio... să mă regimentez în absolut nimic, okay. Nici nu vreau să pactizez cu... Acum, gata, suntem prieteni, că avem aceleași idei. Nu, e așa, trebuie să ne cunoaștem întâi, mult. Și eu îmi spun părerea de una singură pe persoană fizică. Punct. Cui place bine, cui nu, nu. Dar, după părerea mea, în România, acum, poate să vină și o focă. Pentru că e tot aia, adică tot dracu ăla e. Nu se va schimba absolut nimic. Lucrurile sunt atât de stricate. Dar jigniți politicienii. Nu, nu-i jignesc, că focile sunt extraordinar de drăguțe. Nu, poate să vină și o focă. Păi înseamnă că ar fi oricum, sunt atât de prost calificați încât... Ar fi oricum mult mai simpatică o focă. Da. Că chiar o focă e foarte drăguță. Măcar ne aplaudă când vine la televizor. Da, da. Deci nu mai ai ce să mai faci. Doar dacă ar veni așa eroul pe cal alb ieri, și s-ar apuca de ieri să schimbe tot, zicea o femeie bătrână la un moment dat la televizor, și mătura trebuie schimbată. Deci doar așa, alminter, n-ai ce să... Da, în istoria post-decembristă ați întâlnit vreun politician despre care puteți spune jos pălăria? Băi, omul... În România? În România, nu. Da. Ba da, mi-a plăcut un politician, dar el n-a fost la... Și îmi place în continuare el ca om așa, pentru că l-am și cunoscut între timp, dar el n-a fost la nivel înalt. Mm-hmm. Ion Ghișe se numește. Ghișe, mi se pare că era de prin Brașov. Din prin Brașov, a fost și primar la Brașov, un om care nu s-a îmbogățit, da, deloc de pe urma carierei lui politice, și care a dat cu ăștia de pământ de fiecare dată. L-au făcut și nebun în toate felurile. Dar omul și-a ținut, adică a fost consecvent cu el însuși și mi-a atras atenția și a zis, bă, uite, cu omul ăsta m-aș duce. Da, singur, săracul, ce să facă în asta? Și acum nu mai face politică, bineînțeles, dar ne mai luăm legătura așa pe WhatsApp. Ok. Acum, pe final de interviu, aș vrea să aflu ce așteptări ai de la 2021. Aș vrea să măcar să pot să joc. Nu am mari așteptări de la 2021. Aș vrea măcar să pot să joc. Adică, cumva, să-și facă un pic de culoare în nebunia asta meserile astea artistice. Nu numai noi, toate meserile artistice. Că poate mai stimulează cumva intelectul ăla care, nu știu, stare latentă sau ce face el acolo. Se atrofiază prin nefolosință. Exact, adică vorbeam acum niște ani de zile cu Tudor, care zicea, bă, el zicea, o să fie o globalizare la un moment dat, că n-are cum să nu fie totul timp, el e foarte vizionar așa, și probabil că foarte multe meserii vor fi înlocuite de mașini. De roboți, nu știu. Noi, a zis el, suntem feriți de chestia asta, pentru că n-ai cum să pui un robot să-ți facă un rol sau să nu știu ce. S-a încercat, au fost câteva tentative de... Și fix aici s-a lovit. Deci fix aici, nu ne-am fi gândit. Adică m-am gândit așa, zic, da, are dreptate, că n-ai, totuși, n-ai cum să pui robot să joace pe scenă. Pui odată, dar totuși trăirea aia umană și așa. Au făcut-o și pe aia. Ei bine, iată. Se întâmplă, au făcut și prezentatori TV virtuali, adică sunt unii care nu întârzie niciodată. Bine, mi-a trimis cineva un filmuleț acum de la Vatican, eu nu știu dacă e adevărat sau nu, arătau și catedrala aia de la Vatican, dar încă nu pot să-l verific, nu am cu cine să vorbesc de acolo, că n-am pe nimeni la Vatican. Au făcut o iesle, e așa? Au făcut o iesle în față. Adică aș minți să zic că știu. Nu e un filmuleț. Adică okay. Cineva care a filmat a făcut o iesle în față acolo cu niște personaje care au de-astea de cosmonauți. Ah, Iisus cosmonaut și... Păi,
Vine din cer, nu, toți suntem praf de stele. Bine, atunci bine. Doamnă, vă mulțumim din suflet. Mulțumesc pentru prezență. Și eu, mi-a făcut plăcere mare. Vă doresc un an nou plin de realizări, împliniri, să jucați, pentru că asta să fim sănătoși. Să fim sănătoși. Și să le ducem cu fruntea sus. Corect. Domnilor, doamnelor care sunteți cu ochii pe mine, rămâneți cu ochii în continuare pe Alef News. O seară bună!